Începem povestea. din data de 20 octombrie 2023. Ne bucurăm să fim din nou la părtășie, ne bucurăm că-și Dumnezeul nostru cel mare, drept, puternic, sfânt, unicul Dumnezeu, care a făcut pe om după chipul și asemănarea lui, ne-a portat în carul lui de biruință, ne-a dăruit sănătate, viață, iar acum, prin permisiunea lui, putem să fim aici la părtășie, să ne închinăm cu reverență înaintea tronului de har, să aducem lauda abuzurilor noastre prin cântare, prin poezie și cu atât mai mult la timpul potrivit, fratele păstor Răducan Petru din Ucraina să ne aducă mesajul cel a pregătit pentru noi în seara aceasta. Un mesaj cu un titlu minunat, titlul se numește Inimă de Tată. Dacă Dumnezeu din cer ar avea inima noastră a oamenilor, ar fi vaie și amar de noi. Credeți că omul când e ispitit și uită că Dumnezeu e deasupra lui. Dar slăvit să fie Dumnezeu care ne iubește pe toți și care în seara aceasta ne-a făcut acest hatâr minunat să putem să fim aici la părtășie. Vrem să lăudăm căci merită. Vă binecuvintez pe toți cei prezenți la părtășie, pe cei de pe Zoom, pe cei de pe YouTube, chiar și pe cei care ulterior vor veni pe YouTube sau vor asculta în reluare emisiunea Hrană Zilnică pe YouTube. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze cu tot ce vă doriți în viața aceasta. Spun tot ce vă doriți în viața aceasta pentru că știu că un om mântuit își dorește sănătate, în primul rând putere să-L slujească pe Domnul sănătate și desigur să nu ducă lipsă de lucrurile de care avem toți nevoie în cele ce privește aici pe pământul acesta. Și zic Dumnezeu, dar să le dea din plin tuturor. Dragilor, vrem să lăudăm pe Domnul, fiindcă merită, ne-a făcut mult bine. Nu uitați, este vineri seara, nu ne grăbim, stăm la părtășie ca să putem să ne bucurăm în prezența și de prezența Domnului. Toți care sunteți cu noi, indiferent de confesiune, vă binecuvântez din toată inima în numele Domnului Dumnezeului nostru. Lăudăm pe Domnul căci ne-a făcut mult bine, cum a spus, pentru aceasta sora Tabita din Ucraina va lăuda pe Domnul cu o cântare, urmată de sora Ana Pop cu o poezie, după care fratele Alexandru Iuiu trei cântări. După fratele Alexandru se va pregăti sora Aurica Pașca cu o poezie. În ordine anunțată, dăm ce este Domnul. Harul ce curge din Golgota m-a mântuit, m-a fericit. Aici Iisus a fost morțitat, păcatul meu El a ispășit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Am fost robit de al meu păcat, ce m-a păsat, m-a chinuit, dar la Iisus eu am alergat. El mi-a dat pacea, m-a izbăvit. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Tu, dragul meu, astăzi ești chemat să fii la El, să fii iertat. Pleacă-ți genunchii și inima, prin harul Său tu vei fi salvat. Harul, harul, harul e darul nemeritat. Harul, harul, pe veci cu Dumnezeu m-am păcat. Amin. Frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvinteze, sora Tabita. Ne închinăm acum în recitar de poezie cu sora Ana Pop, urmată de fratele Alexandru Iu, cu trei cântări. Slăvit
să fie Domnul. Ce lași în urmă? O speranță? Sau un ghețar înalt și rece? Lași foc ce arde pentru viață? Sau numai fumul care trece? Tu ești creștin, ce falnic nume! Te bucuri când îți spun creștin? Sau rătăcești prin astă lume? Ești când fățarnic, când meschin. Nu te lăsa înfrânt de pofte sau de dorințe pământești, căci toate cele vechi trecut au, iar tu făptură nouă ești. Nu judeca pe al tău aproape, dar să-l ajuți necontenit. În umbra dragostei divine, tu iartă-l chiar de ți-a greșit. Nu te făli cu a ta avere, nu te mândri cu tot ce-i scump, nu tinde să deții putere, căci toate se vor face scrump. Vestește-l pe Iisus oriunde, vorbește despre jertfa sa, fii o lumină pretutindeni, de el nici când nu te lăsa. Tu să-l slujești cu consacrare, să-ți pui talentul în negoț, fii grabnic în a sa lucrare, să mergi și atunci când nu mai poți, să te jertfești cu dibăcie, cât pe pământ mai este har. Muncește pentru veșnicie, nu-ți pierde timpul în zadar. Tu porți un nume de onoare, ești vrednic de valoarea lui. Faci față prețului cel are, urmezi tu calea Domnului. Ce lași în urmă? O speranță? Un drum ce duce spre etern? Sau lași doar urmă de faianță, ce-i îndreptată spre infern? Amin. Amin, frumoasă poezie. Domnul să vă binecuvânteze, sora Ana Pop. Ne închinăm acum cu fratele Alexandru trei cântări, după care sora Aurica Pașca. Cu o poezie după sora Aurica Pașca să fie pregătită sora Pindican, iar după sora Pindican, sora Maria Blindei. Slăvit să fie Domnul! Când eram rătăcit, Iisus m-a salvat, din păcat el m-a ridicat. Viața el mi-a schimbat, el m-a luminat, Iisus prietenul meu minunat. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Zi de zi, ceas de ceas, eu mă simt iubit, am în sufletul meu pe Iisus. El mi-e salvatorul, el m-a mântuit și doresc să fiu fericit. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Nu mai sta azi pe gânduri tu, suflet pierdut, vin la Iisus, azi roagă-te lui. Vin la viață creștină, ridică-te sus,
pe un sfânt legământ cu Iisus. Ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin, ce frumos, ce plăcut e să fii creștin, să trăiești prin credință mereu, să te simți un copil al lui Dumnezeu. Ce plăcut e să fii creștin. Ești atât de obosit, iubite călător. Ai umblat pe căi murdare, fiu rătăcitor. Ai cutreierat pământul și-ai cules ca roadă vântul chinuit. Ai fost de rău, dar acum te iartă sfântul bunul Dumnezeu. Ai cutreierat pământul și-ai cules ca roadă vântul chinuit. Ai fost de rău, dar acum te iartă sfântul bunul Dumnezeu. Ostenită ție privirea, capul ți-e plecat, toată trudea ți-o osândă, fiu nemângâiat. Tu ai vrut să-ți afli calea, unde-i plânsul, unde-i jalea, n-ai știut de cel de sus. N-auzi cum răsună valea numai de Iisus. Tu ai vrut să-ți afli calea, unde-i plânsul, unde-i jalea, n-ai știut de cel de sus. N-auzi cum răsună valea numai de Iisus. Îți trimite astăzi Domnul un cuvânt de har, ce îți dă cununa vieții ca mărgăritar. Inima să-ți fie plină de a Domnului lumină, te ferește de păcat. Să nu fie în grâu neghină, Domnul te-a iertat. Inima să-ți fie plină de a Domnului lumină, te ferește de păcat. Să nu fie în grâu neghină, Domnul te-a iertat, Domnul te-a iertat. De-aș ajunge cea mai mare slavă pământească, în zadar dacă mi-aș pierde slava cea cerească, ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos, ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos,
Ce folos, ce folos, slavă fără de Hristos. De-aș avea toți banii lumii să-mi stea-n brațe arginții. În zadar, dacă-mi lipsește aurul credinței. Ce folos, ce folos, aur fără de Hristos, ce folos, ce folos, aur fără de Hristos. De-aș ști toată înțelepciunea care e sub soare. În zadar, dacă-mi lipsește cea mântuitoare. Ce folos, ce folos, minte fără de Hristos, ce folos, ce folos, minte fără de Hristos. De-aș fi omul cel mai tare de pe toată lumea. În zadar, dacă mă învinge pofta desfrânata, ce folos, ce folos, tânăr fără de Hristos, ce folos, ce folos, tânăr fără de Hristos. De-aș cuprinde tot pământul, tot al meu să fie. În zadar, dacă îmi pierd viața cea din veșnicie, ce folos, ce folos, dacă mori fără Hristos, ce folos, ce folos, dacă mori fără Hristos, ce folos, ce folos, dacă mori fără Hristos, ce folos, ce folos, dacă mori fără Hristos. Amin. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze, frate Alexandru, frumoase cântări. Ne închinăm acum cu sora Orica Pașca, după care va cânta surora Tompa, iar după surora Tompa, sora Pindican. Slăvit și onorat să fie Domnul. Mai strig o voce. Cerepete trec anii parcă sclite, iar noi zburăm spre infinit. Dar ce lăsăm în urma noastră? Te-ai întrebat, suflet iubit. Căci viața e scurtă, vine o vreme când tot ce ai vei lăsa jos. Când glasul Domnului te cheamă să lași pământul păcătos, atunci vei da socoteală de umblarea ta și a ta trăire. Și atunci te vei căi amarnic, nu ți-a păsat de mântuire. Un suflet ai, hai și-l albește, în sânge sfânt curs pe calvar, încă e har, nu te opune, azi mântuirea e în dar. Nu amâna, căci poate astăzi vei fi chemat la Dumnezeu, atunci să nu regreți amarnic, căci tu nu ți-ai călcat pe eu. Ascultă cu luarea minte, că diavolul e și retare, el are așa de mari metode și ar putea pune piedici multe în cale. Cere de sus înțelepciune, vocea să-i poți deosebi, ca să-L urmezi numai pe Domnul, căci El dă multe bucurii. Căci nu există fericire decât acolo în Raiul Sfânt, deci hai creștine și desorbește cu sete din Sfântul Cuvânt. Mai strig o voce cu iubire, e vocea blândului păstor, strângeți în inim hrană sfântă și vă adăpostiți din sfânt izvor. Ce repede trec anii, zboară, ne apropiem de veșnicie, noi ne silim voia să-ți facem, să avem parte de împărăție. Ce ai pregătit tu pentru aceea?
ce chemare ți-au ascultat, ce nu s-au rușinat de tine și în drumul lor ei te-au urmat. Amin. Amin, frumoasă poezie. Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Ne închinăm cu sora Tompa Carmen, după care sora Pindican, după sora Pindican, sora Maria Ardidei, după sora Maria Ardidei, sora Tania. După sora Tania să fie pregătite din nou Tabita și Simona din Ucraina. Ce minunat e Dumnezeu, El toate le-a creat cu măestrie, cu atâta drag și atâta dibăcie, de la impunătoarea galaxie și până la minusculul nucleu, El toate le-a creat cu măestrie, cu atâta drag și atâta dibăcie, de la impunătoarea galaxie și până la minusculul nucleu. Ce minunat e Dumnezeu, El nu s-a limitat în timp și speră, și trece peste a logicii frontieră, să dea răspuns acelor ce l-aderă, în al iubirii sale apogeu. El nu s-a limitat în timp și sferă, și trece peste a logicii frontieră, să dea răspuns acelor ce la teră, în al iubirii sale apogeu. Ce minunat e Dumnezeu, deși e suveran în întregime, El i-a iubit pe mine și pe tine, și-ntreaga lume dându-se pe sine, prin Fiul Său născut din neam evreu. Deși e suveran în întregime, El ne-a iubit pe mine și pe tine, și-ntreaga lume dându-se pe sine, prin Fiul Său născut din neam evreu. Ce minunat e Dumnezeu, El ține mână soarele și luna, și stelele îi pun pe cap cu lună. Doar prin Iisus cu El noi vom fi una, când vom ajunge sus în Empireu. El ține mână soarele și luna, și stelele îi pun pe cap cu luna. Doar prin Iisus cu El noi vom fi una, când vom ajunge sus în Empireu. Amin. Carmen, te apreciez, este legat de o cântare foarte grea. Domnul Iisus să te binecuvinteze. Frumoasă cântare. Ne închinăm acum cu sora Pindican, urmată de sora Maria. Gloria Domnului! Azi vin acasă, rob nu fiu,
Primește-mă chiar de-i târziu, vin fără rod, slăbit și gol, dar sufletul mi-e plin de tot. E dorul zilelor de ieri, de dulci și sfinte primăveri. Când tu vorbeai, eu ascultam cuvinte vii pline de har. Vreau să ascult din nou cântări, cum nu există nicăieri, decât acolo unde El, Tatăl Preasfânt Emanuel. Vreau să ascult din nou cântări, cum nu există nicăieri, decât acolo unde El, Tatăl Preasfânt Emanuel. Azi vin acasă și las tot, renunț la numele cel port, la tot ce leagă sufletul și ce pătează cugetul. Nu mai admit un compromis, cât brațul tău este deschis, cât lacrima chinului tău curge pe obrazul meu. Vreau să ascult din nou cântări, cum nu există nicăieri, decât acolo unde El, Tatăl Preasfânt Emanuel. Vreau să ascult din nou cântări, cum nu există nicăieri, decât acolo unde El, Tatăl Preasfânt Emanuel. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvinteze, sora Valeria, frumoasă cântare. Ne închidăm cu sora Maria în cântare, urmată de sora Tania. Trăim o vreme când lumina e înțeleasă în mod greșit. Trăim o vreme când grădina se ofilește așa cumplit. Mă întreb de ce, te întreb de ce. Mi-e tare dor de învățătorul, cuvinte simple le spunea. La ucenici cândva odată, și să împlinească Biblia. Ajută-ne, ajută-ne, Cel ce-i dăruit viața și lumina-i pus în ea. Nu mai este loc acolo, Doamne, și de altceva. În prezența Ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Atât de mulți astăzi coboară și apoi rămân în Herion. Așa de lesne înfășoară păcatul pe oricare om. Mă întreb de ce, te întreb de ce. Mi-e tare greu când văd leviții ce trec pe lângă fraților. Arată-le, Iisus, cuvântul, o scumpul meu mântuitor. Învață-ne, învață-ne. Cel ce-i dăruit viața și lumina-i pus
pus în ea. Nu mai este loc acolo, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. E tare greu când teologii vin cu străine învățături și chiar cu obiectul muncii se rătăcesc chiar în scripturi. Mă întreb de ce, te întreb de ce. Aș vrea ca frații din Berea să fie în orice adunări, învățătura sănătoasă, s-o ducă în cele patru zări. Învață-ne, arată-ne, Cel ce-i dăruit viața și lumină-i pus în ea. Nu mai este loc acolo, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Trăim acum vremea din urmă, cu atât de multe erezii. Doar unul e învățătorul, biserica și-o va răpi. Ai grijă acum pe-al crucii drum. Și cel ce-a adus lumina cândva aici pe pământ, rămâi o frate mai departe, la fel neprihănit și sfânt, la fel de sfânt, la fel de sfânt. Cel ce-i dăruit viața și lumina-i pus în ea, nu mai este loc acolo, Doamne, și de altceva. În prezența ta mă bucur, Doamne, ești comoara mea. Ai venit să mori pe crucea din Golgota. Amin, Domnul să vă binecuvinteze, frumoasă cântare, sora Maria. Ne închinăm acum cu sora Tania, urmată de sora Marta Voca și pe urmă sora Tabita cu Simona vor cânta o cântare în limba rusă și una în limba română. Slăviți să fie Domnul! Mers fiul meu în pace, dar pe cale, dreptar să-ți iei cuvântul ce ți-l spun, să-ți faci din el merinda vieții tale și perna ta și prietenul tău bun. Nu-i rai atunci când ai de toate în viață, nici iad atunci când ești nenorocit. Nu totdeauna lacrimi să ai pe față, ci totdeauna zâmbet mulțumit. Adeseori e rău când merge bine și rare ori e bine când e rău.
un ocârtin, sunt mulți mai triști ca tine. Și prea puțin voioși în jurul tău. Tu nu cârtiți, sunt mulți mai triști ca tine. Și prea puțin voioși în jurul tău. Fii prieten bun la cât mai mult se poate. Dar prieteni buni cât mai puțin să-ți faci, lui Dumnezeu tu spune-i-le toate, iar oamenilor toate să le taci. Lui Dumnezeu tu spune-i-le toate, iar oamenilor toate să le taci. Dator să-i faci pe toți față de tine, iar tu dator să nu fii nimănui. De taina lui ascultă-l pe oricine, dar taina ta la nimeni să n-o spui. De taina lui ascultă-l pe oricine, dar taina ta la nimeni să n-o spui. Nu-ți desleca viața de iubire, nici inima să nu-ți-o legi de un loc. Norocul lumei fără fericire și fericirea-i fără de noroc. Mergi, fiul meu, în pace, dar pe cale, te vei păzi cu grijă sfatul meu. Oricât ori fi primejdiile tale, te va scăpa din toate Dumnezeu. Oricâte ori fi primejdiile tale, te va scăpa din toate Dumnezeu. Amin. Amin, sora Tania, frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvinteze. Dragilor, sunt și oameni bolnavi care vin și slujesc, să știți. Cum e sora Tania, sora Maria Grindei, nu întotdeauna sunt, dar cred că de multe ori se sesizează lucrul acesta, nu? Domnul să vă binecuvinteze! Ne închinăm acum cu sora Marta Boca, urmată de sora Tabita și Simona, cum am spus, o cântare în limba rusă, una în limba română, după care voi citi binecuvântările, iar fratele păstor Raducan, nu Răducan, Raducan Petru din Ucraina ne va duce mesajul. Slăvit să fie Domnul! Voi cânta în orice vreme Dumnezeul meu slăvit. De nimic nu mă voi teme, că-și de toate m-ai păzit. Cât de mare ar fi furtuna, de nimic eu nu mă tem, că-și tu mi-ești întotdeauna Salvatorul meu suprem, Salvatorul meu suprem. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Când de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, că-și tu, Doamne, m-ai salvat și mai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Sunt atât de fericit știind, Iisus, că mă iubești, că-și viața mi-ai păzit-o și că tu mi-o ocrotești. Valuri multe vor să vină, întuneric cât de greu, știu că tu mi-ești lumina, tu ești adăpostul meu.
Tu ești adăpostul meu. Voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci Tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Doamne, aș vrea ca niciodată să nu te mai întristez, viața să-mi păstrez curată, zilnic mai mult să veghez, să te laud totdeauna și mai mult să te iubesc. Cât de mare ar fi furtuna, vreau să pot să-ți mulțumesc, vreau să pot să-ți mulțumesc. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci Tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Căci nimic nu-i la întâmplare pentru mine pe pământ, iar când Tu cu slavă mare vei veni pe cerul sfânt, voi uita că a fost furtună, voi uita că am plâns cândva, voi fi veșnic împreună, veșnic te voi lăuda, veșnic te voi lăuda. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci Tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, căci Tu, Doamne, m-ai salvat și m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Amin. Frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvânteze, sora Marta. Pe dumneavoastră, pe toți. Ne închinăm acum, dragilor, cu Tabita și Simona, o cântare în limba rusă și una în limba română, după care voi citi binecuvântările, iar tatăl fetelor Răducan, Tabita Simona, fratele pastor Petru Răducan, ne va duce mesajul. Moi, v niebie kraj radnoj moj, v niebie dom, tam moj ojciec błagoj moj, v niebie dom. Ja странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой, в небе дом. Я странник на земле мой, путь лежит во мгле, скорби лишь кругом мой, в небе дом. Недолог путь земной мой, в небе дом. Хоть тяжек жизни бой мой, в небе дом. Но все пройдет, как сони, будет путь свершенный. Буду я с отцом мой, в небе дом. Но все пройдет, как сони, будет путь свершенный, буду я с отцом мой
в небе дом, там, где Христа народ мой, в небе дом. Мой дух туда влечет мой, в небе дом. Там буду ликовать, Иисуса воспевать перед Его лицом мой, в небе дом. Там буду ликовать, Иисуса воспевать перед Его лицом мой, в небе дом. И буду ли я страдать мой в небе дом, все ж не могу роптать мой в небе дом, ведь сам Христос страдает, в небе обещал украсить Он венцом мой в небе дом. Ведь сам Христос страдает, в небе обещал украсить Он венцом мой в небе дом. Frumoasă cântarea aceasta, Tabita Simona. Din toată cântarea am înțeles Hristos, în rest nimic. Domnul să vă binecuvinteze! Se aud pașii lui Iisus, da, El vine cum a spus, ești tu gata de a-L întâmpina, cercetează-ți-a sfința ta. Nu sta nepăsară, dragul meu, caută neîncetat pe Dumnezeu. În prezența Lui mereu vei sta, lacrimi, plâns, durere vei uita, pace, bucurii de nedescris. Asta Domnul Iisus mi-a promis. El e mirele divin, te vrea sfânt și pregătit. Ești tu gata de a-L întâmpina, cercetează-ți-a sfința ta. Nu sta nepăsară, dragul meu, caută neîncetat pe Dumnezeu. În prezența Lui mereu vei sta, lacrimi, plâns, durere vei uita, pace, bucurii de nedescris. Asta Domnul Iisus ne-a promis. Poate azi vei fi chemat de Cel care te-a creat. Ține-mă, Iisuse, în mâna ta, că-n tine mi-am pus încrederea. Încercări și valuri de-or veni, izbăvire tu-mi vei dărui. Vreau să stau departe de păcat, să pot fi la nunta ta chemat. Cu tot cei ce ție ți-au slujit, să cântăm pentru că mi-ai iubit. Amin. Amin. Minunate cântări. Dumnezeu să vă binecuvinteze, sora Tabita, sora Simona. Dragilor, voi rosti binecuvântările, după care fratele pastor Petru Radu Cane va duce mesajul. Dintre cei care sunt cu noi pe YouTube, Domnul să binecuvânteze pe toți, dar în mod deosebit pe sora Lidia Pop, sora Căluș Maria, fratele Iosif Petrov, sora Rosi, fratele Jipa Ezer, sora Ana Crauciuc, sora Rosalia Fechete,
sora Adriana Hrișcă, sora Leucica Bărbos, sora Irina Constantin, sora Rahela Gheteș, sora Tania Doina, sora Aurica Pașca, sora Selena Cristiana, sora Iudeuchea Crausiuc, sora Rosi, ea dintre cei care sunt cu noi aici pe Zoom, mereu în binecuvântările lor mă binecuvintează fratele Sanducu, sora Ancuța Coțori, sora Angela Mărincean, sora Maria Smerica, sora Tompa Lidia, sora Lidia Pop mă binecuvintează și pe Zoom și pe YouTube. Mă bucur să fiu binecuvântat dublu. Domnul să te binecuvinteze, sora Lidia, sora Lino Olga Cusca mea și desigur sora Maria Grindei. Dragilor, pe toți vă binecuvintez cu aceleași binecuvântări. Doresc ca și seara aceasta Dumnezeu să ne vorbească. Pardon. Pentru cei care nu știți și sunteți cu noi la părtășie, o să vă mai reamintesc o dată sau de două ori pe an numai. Să nu credeți că e simplu să duci o astfel de emisiune. Atât vreau să vă spun, nu e simplu deloc. Viața privată, familia, serviciu și să stai câte 6-7 ore în fața ecranului. Rugați-vă pentru mine că am nevoie de rugăciunile voastre și restul Domnul a purtat și va purta de grijă. Acum, dragilor, vă binecuvântez din toată inima pe toți cei prezenți, fie pe YouTube, fie pe Zoom, ne rugăm în Duhul nostru ca Domnul să ne vorbească. Rugămintea care am, cei de pe YouTube, oprim chat-ul la cota zero. Nimeni nu scrie nimic. Vrem să auzim ce are Dumnezeu în seara aceasta prin gura preaiubitului nostru frate român, ucrainean, pastor Petru Raducan. Amin. Iubiți frați și surori, stimați prieteni care poate sunteți cu noi în seara aceasta, mă bucur că Dumnezeu ne-a dăruit și această zi. Pe dimineață am cunoscut bunătatea lui Dumnezeu potrivit ceea ce spunea prorocul Ieremia în cartea plângerilor lui. Dacă vă aduceți aminte, acolo el precizează un adevăr foarte mare și scump. Spunea prorocul: iată ce mai mă face să nădăjduiesc. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările lui nu sunt la capăt. Cei se înnoiesc în fiecare dimineață și observați ce spunea profetul și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Și noi cred că cei din grupul Hrană Zilnică și cei ce ne ascultă în seara aceasta ar fi bine ca să vedem bunătățile Domnului. Noi cei din colțul acesta, din nordul Bucovinii, de aici, vedem bunătatea Domnului. În țară este o situație foarte grea. În fiecare zi mor oameni, mor oameni tineri, loviți de diferite dureri. Atâtea mame văduve își plâng copiii. Ținutul acesta Domnul a păstrat și până în prezent ne-a ocrotit. Merită să fie slăvit Dumnezeu. Merită să fie binecuvântat. Dragii mei, avem o seară binecuvântată în care putem sta în fața Evangheliei și ori de câte ori stăm în fața Evangheliei, vreau să vă spun că noi suntem într-o școală a lui Dumnezeu. O școală binecuvântată. Frații, surorile care stăm împreună, este cea mai binecuvântată școală în care se învață cum să moștenim viața veșnică. Slăvit să fie Domnul! De aceea merită Domnul Iisus să fie binecuvântat în seara aceasta și aș vrea ca înainte de a trece la această frumoasă temă, inima de tată, mi-a pus Domnul la introducerea aceasta pe inimă un cuvânt și mi-am adus aminte de un mesaj pe care l-a primit odată un om, un împărat. Și mesajul acesta a fost foarte scurt. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Eu stau și m-am gândit, dragii mei, în seara aceasta la acest mesaj. Mi-a venit așa fulgerător ideea aceasta, fără să o pregătesc. Și cred că e de la Duhul Sfânt.
și spunea Domnul, numărat, numărat. Vreau să vă spun că Dumnezeu numără, dragii mei, în viața noastră, în Psalmul 69 este scris, tu numeri pașii vieții mele de priveac. Frate Florin, Domnul numără kilometri care noi îi facem în numele Lui. Fraților, iubite surori, Domnul numără cântările pe care le cânți la grupul Hrană Zilnică. Domnul numără poeziile tale pe care le spui pentru zidirea sufletească a sufletelor și a bisericii. Domnul numără de câte ori au fost pașii tăi la casa văduvei și a orfanului. Domnul numără, dragii mei, rugăciunile tale de mijlocire care le faci pentru cei dragi ai tăi. Numără Dumnezeu, mărit să fie numele Lui. Iubiții mei, El numără toată osteneala care o facem noi pentru numele Lui și într-o zi va cântări pe cântarul Lui toată lucrarea fiecăruia din noi. Dar vreau să vă mai spun pentru ceilalți care ne ascultă în seara aceasta, Domnul știe ce mai numără. Domnul numără și înjurăturile tale. Câte înjurături faci pe pământul ăsta și cuvinte nepotrivite. Domnul numără poate câte palme ai dat soției tale. El numără și lucrurile pozitive și le strânge în cartea sa și într-o zi. Cuvântul Domnului spune că în Apocalipsa Ioan spune că a văzut un scaun mare de judecată și alb și cel ce sta pe el, pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru ele. Acolo va fi judecata, se vor deschide cărțile scrise de mesagerii lui Dumnezeu și fiecare vom fi judecați. Ce frumos! Când se vor deschide cărțile unde au fost scrise osteneli, unde au fost scrise lucrări și făcute pentru numele Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Iubiții mei, aș vrea ca să trecem la tema care este în seara aceasta pentru noi și aș vrea să vă spun că în capitolul acesta de la Luca, capitolul 15, există trei pilde care cuvântul Domnului le arată aici. Prima dată este pilda oaia rătăcită. Și e vorba despre păstorul cel bun. Spunea Domnul Iisus că el lasă celelalte 99 de oi pe islaj și se duce să caute pe cea pierdută. Și observați că când o găsește, spune că o ia pe umerii lui, se întoarce și când vine acasă, cheamă prietenii. Cheamă pe toți și se bucură pentru oaia cea pierdută care a fost găsită. Deci e o bucurie. A doilea pildă care este în capitolul acesta este pilda cu, în altă parte spune drahma cea pierdută. Aici în Luca spune despre o femeie care avea 10 arginți și spune că dacă se întâmplă să piardă unul din ei, mătură toată casa. Spune cuvântul Domnului aici, în versetul 8. Sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde unul din ei, n-aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când îl găsește. Și spune cuvântul Domnului că bucuria a fost mare. A fost mare, până că și vecinii e chemat să se bucure de această bucurie a regăsirii acestui argint. Și, bineînțeles, ca treilea pildă este pilda despre un tată bun și despre fiul risipitor, care în seara aceasta noi vom medita asupra acestor lucruri. Înainte de a trece și de a medita sau a primi cuvântul acesta din partea Domnului, aș vrea să citesc, bineînțeles, nu voi citi toată pilda, dar voi citi de la versetul 14 până la versetul 24.
inclusiv și 24. Citim cuvântul Domnului care spune așa: după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui să pască porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovile pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și-a venit în fire și a zis: câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și au început să se veselească. Amin. Ne-am oprit la versetul 24. Iubiții mei, eu vreau să vă spun că pilda aceasta este tradusă în multe limbi și multe națiuni o au la dispoziție. Citind-o și punându-și la inimă cuvintele acestea, mulți fii risipitori și multe fiice se întorc la Tatăl, la Dumnezeul adevărat. Slăvit să fie numele Domnului! Eu cred că dumneavoastră nu prima dată auziți pilda aceasta, dar aș vrea ca în seara aceasta să subliniem subiectul cel mai principal: o inimă de tată. O inimă de tată. Iubiții mei, în Biblie este arătat în multe locuri și cuvântul Domnului ne cheamă să-L cunoaștem pe acest tată. Vă aduceți aminte de rugăciunea Domnului Iisus în primele versete, chiar a rugăciunii Lui din Ioan 17, acolo este această rugăciune. El spune: tată, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Dar subliniază acolo el un cuvânt foarte important și spunea: și viața veșnică este aceasta, care să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat. Aș vrea să vă spun că în multe locuri din Biblie ne cheamă cuvântul Domnului să-L cunoaștem pe acest tată. Dacă ne ducem în istoria Bibliei, în Vechiul Testament, Dumnezeu l-a chemat pe Avraam și i s-a descoperit acestui om. I s-a descoperit. Biblia spune că Avraam l-a cunoscut pe Dumnezeu, însă Dumnezeu avea un plan măreț, ascuns în inima lui. El dorea ca tot poporul care se va naște din Avraam și din sămânța lui să-L cunoască pe Dumnezeu. Și uitați-vă, Dumnezeu, ca să-L cunoască poporul lui mai bine, El îi scoate din Egipt și îi duce în pustie ca acolo să-L cunoască poporul pe Dumnezeu. Nu mai uitați-vă ce am înțeles eu. Poporul acesta
scos din robie. Era un popor care Dumnezeu s-a uitat la el și spune despre poporul acesta că ei erau scoși din robie și trebuiau să învețe, să trăiască în libertate. Însă ei, în inima lor, era robie aceasta. Și uitați-vă, Dumnezeu a trebuit să spună niște lucruri foarte dureroase. Ele sunt amintite și în Psalmul 95. Spune Dumnezeu acolo: m-am scârbit de neamul acesta. De ce? Că este un popor cu inima împetrită. Și acolo sublinează: ei nu cunosc căile mele. Observați dumneavoastră, eu am stat și m-am gândit și vreau să vă spun că evreii aceștia erau scoși din robie. Ieri au fost robi și acum erau liberi și trebuiau să înțeleagă ce înseamnă viața în libertate. Eu m-am întâlnit oameni care au stat 10-15 ani închiși în cremănat, în închisoare. Dragii mei, și am observat chiar în zona noastră un om care a stat mai multe rânduri și el când a ieșit la libertate îmi spunea: domnul Petre, eu nu s-a obișnuit cu viața asta liberă. El aștepta să fie insultat, să fie în viața sau în lumea din închisoare. Și acum el trebuia să vadă și să înțeleagă ce e libertatea. Cu părere de rău, unii spunea, unul odată îmi spunea mie, chiar un vecin, eu trebuie să fac din nou un rău ca să mă duc, eu nu sunt obișnuit cu viața libertății. Și eu sunt obișnuit cu viața din închisoare. Cam așa evreii aceștia erau, dragii mei. Dar uitați-vă, eu vreau să vă spun că Dumnezeu a vrut ca să descopere caracterul lui, acestui popor, inima lui, voia lui și dragostea lui, ca ei să o cunoască. Dacă cineva nu cunoaște pe Dumnezeu în felul acesta, să-i cunoască caracterul, să-i cunoască bunătatea, să-i cunoască voința, el cade într-un fanatism religios. Și acest fanatism noi îl vedem astăzi așa de mult și așa de adânc. O, câți oameni din Ucraina, câți oameni din România nu-L cunosc pe Dumnezeu în modul cum vrea Dumnezeu și cad într-un fanatism religios. În pilda noastră există o persoană, eu nu voi atinge mult starea lui în seara aceasta, poate altă dată ne vom opri, dar vreau să vă spun că Fiul cel Mare, el era căzut cam într-așa un fel, într-un fanatism religios. Observați dumneavoastră, aceștia doi fii, ei au trăit cu tatăl. Ei știau că tatăl e bogat, tata are bani, tata are bunuri, au trăit cu el. Dar ei nu l-au cunoscut pe tatăl lor. Nu l-au cunoscut. Și noi, vreau să vă spun că pilda asta vorbește despre noi, fraților, despre noi oameni. Noi ori suntem în pilda fiului mic sau ești în pilda fiului mare. Nu există altă categorie. Pentru că cuvântul Domnului spune, și vreau să vă spun că Domnul Iisus a spus acestea trei pilde potrivit criticilor, fariseilor care aduceau asupra lui. Ei spuneau: iată un om care mănâncă și bea cu beții, cu vamișe. Și Domnul Iisus, care cunoștea bunătatea Tatălui, care cunoștea inima Tatălui mai bine ca oricine, el spunea că nimeni nu-L cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și aceluia căruia Fiul vrea să îl descopere, slăvit să fie numele lui Iisus. Și uitați-vă, fariseii au primit răspuns prin acestea trei pilde care se termină cu mare bucurie, dragii mei. Cu mare bucurie. Doresc ca Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și mă gândesc și m-am rugat Domnului, chiar și la adunare am avut azi slujbă, ne s-a răservit și m-a rugat și ziua și am zis: Doamne, îmbracă-mă cu smerenie, îmbracă-mă cu înțelepciune și cu Duhul Tău. Și m-am rugat, așa mi-a venit o inspirație: Doamne, fă ca în seara aceasta cuvântul Tău să miște multe inimi.
să miște inima celor ce trebuie să se întoarcă acasă, ce trebuie să se aducă aminte. Uitați-vă, un cuvânt foarte minunat aici spune și-a adus aminte. De ce și-a adus aminte fiul acesta? Zice, la tatăl meu este belșug de pâine și eu mor aici de foame. Duhul Domnului să prelucreze mintea celui ce ascultă cuvântul în seara aceasta. Și așa cum odată pe drumul care mergea spre Gaza a lucrat cuvântul Domnului la inima unui ministru, să lucre și în seara aceasta, pentru că este viu cuvântul Domnului și lucrător. Observați că acel famen care era ministru de finanțe la împărăteasa Candacea Etiopiei, el nu s-a lăsat până n-a descoperit. Spunea el lui Filip, rogu-te, cine e acesta despre care vorbește aici prorocul? Este el sau despre un altul? Pe el l-a măcinat cuvântul Domnului și ce frumos, așa cum se încheie acestea toate trei pildi cu bucurie, așa spune cuvântul Domnului și despre famen, că el, după ce, când a ajuns înaintea, adică în dreptul unei ape, famenul îi spunea lui Filip, uite apa, ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a zis, dacă crezi, cum? Din toată inima, se poate. Și spune că s-au coborât și Filip a botezat pe famen. Dar se întâmplă ceva mai miraculos. Când a ieșit famenul din apă, Duhul Domnului ce-a făcut? L-a răpit pe Filip. Ce minune mare! Când citești atent Biblia, dragii mei, și vreau să vă spun că am zis de la început că suntem în școala lui Dumnezeu, nimeni nu a pătruns încă bunătatea lui Dumnezeu adâncă, nimeni. Și Pavel a zis, apostolul, a zis, o, adâncul bogăției, înțelepciunii lui Dumnezeu, lungimea ei, adâncimea ei, lărgimea și înălțimea, nimeni n-a pătruns-o încă. Dar vreau să vă spun că ori de câte ori noi stăm în fața Evangheliei, Duhul Domnului lucrează asupra inimii noastre. Și harul lui Dumnezeu aduce descoperirii oamenilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Și uitați-vă, când a ieșit famenul din apă, Duhul l-a răpit pe Filip și spune că l-a dus la Azot, dar famenul ce făcea? Își urma drumul plin de bucurie, slăvit să fie numele Domnului. Iubiții mei, oamenii, ne întorcem la ceea ce am zis, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu cunosc caracterul lui Dumnezeu, care nu cunosc bunătatea lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, ei cad într-un fanatism religios. Și astăzi, întunericul acestui fanatism a orbit lumea la mii și mii și milioane de suflete. De aceea, noi suntem chemați să propovăduim Evanghelia, să o propovăduim, să o trăim și să o spunem și altora, pentru că cuvântul acesta este viu și lucrător. Și el, dragii mei, el aduce lumină. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un lucru interesant am observat aici când m-am cufundat în cuvântul acesta, că aceștia doi fii care trăiau lângă tatăl, ei aveau, se bucurau, beneficiau de tot ce avea tatăl. Dar într-o zi, fiul acel mic a cerut partea lui și a zis, tată, dă-mi partea mea, că eu nu mai vreau să stau cu tine. Nu mai vreau să stau cu tine. Vreau să vă spun că aici aș vrea să parafrazez din practica slujirii, am observat suflete, mai ales tinere, care îmi spunea nu de mult un frate, m-a hrănit de dictatură, m-a hrănit de ce s-o hrănit? S-o hrănit de rânduiala bisericii, el nu prea tare vrea, undeva era cam obraznic și stam de vorbă cu el și când mă gândeam și mă rugam la acest cuvânt, mi-am adus aminte din practică că mulți tineri azi, foarte mulți tineri, ei nu vreau să rămână lângă tatăl, ei nu vreau să rămână lângă rânduiala tatălui și vreau să fie liberi. Vreau să fie liberi. Satana le aduce gândul acesta că va fi mai bine dacă ies de sub acestea, că Dumnezeu nu-i chiar așa cum spuneți voi, chiar așa de îngust și așa de îngustă e calea aceasta. Și eu le-am zis, da, îngustă calea. Calea îngustă.
Domnul Iisus spunea că largă este calea care duce la pierzare și mulți o urmează. Îngustă, strâmtă este poarta și îngustă este calea, dar ea duce la viață. Fiul acesta n-a vrut să stea cu tatăl său și a luat și a plecat de lângă tatăl. Iubiții mei, în vremea aceasta aducem cuvântul acesta real, acum contemporan, și vreau să vă spun că diavolul stă din lături și se uită, când se uită ca un leu, spune Petru, se uită ca un vultur care cade pradă să o răpească și când vede așa suflete care ies de sub hotarul acestui tată, el zice, deja voi sunteți pe unghița mea, sunteți pe unghița mea, și caută satana să aducă, dragii mei, și așa suflete care ies de sub autoritatea tatălui, cam se termină cu lacrimi calea lor. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze, să ne placă rânduiala, să ne placă să fim lângă tatăl nostru. Dar un lucru interesant, uitați-vă, tatăl îi dă partea de moștenirea a fiului și el se duce. Am citit cuvântul Domnului foarte clar, dar un lucru m-a mișcat, că tatăl nu s-a supărat, dragii mei. Tatăl nu l-a certat. Tatăl cu atâta blândețe, el i-a părut rău că el se duce, ceea ce noi înțelegem din pildă, dar el nu l-a oprit. Nu l-a oprit. Știți de ce? Că Domnul a lăsat voință oamenilor, ca oamenii să aleagă. Sufletul nostru, o parte din el, din ceea ce are sufletul nostru, este voința. Este simțul, intelectul și voința. Și Dumnezeu l-a făcut pe om liber. Da, el încă din vremurile străvechi i-a pus înainte și a zis prin Moise, robul Domnului, iată, îți pun înainte două căi, calea binecuvântării și calea blestemului. Și totuși Domnul spune, eu te sfătuiesc să alegi calea binecuvântării, calea vieții, ca să trăiești. Dar Dumnezeu nu sălește pe oameni, dragii mei. Dumnezeu le-a dat oamenilor, ne-a dat nouă oamenilor voință. Asta este o parte a sufletului care noi trebuie să o alegem, cui o dăm. Și uitați-vă, tatăl s-a întristat, dar el n-a putut să-l oprească. El a dat voință oamenilor. De asta și Domnul Iisus în Noul Testament ne spune în Evanghelia după Luca și în Matei, dacă voiește cineva, dacă voiește cineva să vină după mine, uitați-vă, nesălit de nimeni, Dumnezeu dă oamenilor alegerea, le lasă ca ei să aleagă și totuși El sfătuiește, te sfătuiesc să alegi calea vieții ca să trăiești. Am amintit că evreii erau obișnuiți cu robia și ne spun istoricii că când a fost Marea Trezire în Anglia prin robul domnului John Wesley, cred că ați auzit despre el în vremea lui, cât a slujit, a fost o mare trezire în Africa în Anglia și am citit despre el un fragment din istorie că într-un oraș unde lucrau minerii s-a pornit această mare trezire și mase de oameni veneau la pocăință. Minerii au răspuns și ei chemării lui Dumnezeu și lucrau în șactele de unde dobândeau cărbuni. Și acolo erau lucrurile primitive, nu sunt ca acum șactele sunt specializate cu diferite privoare, aparate. Ei scoteau cărbunile cu animale, cu măgari, cu cai, cu boi. Erau înhămați la vagonete și trăgeau animalele. Și uitați-vă, spune istoria că când s-au convertit minerii la pocăință, ei nu mai înjurau ca înainte. Și animalele nu vreau să tragă. Animalele s-au obișnuit cu înjurături care erau înjurate și diferite insulte la animale. Și acum s-au pocăit minerii, ei nu puteau înjura pentru că erau schimbați și animalele nu vreau să tragă. Ce vreau să spun cu asta?
Vreau să spun că oamenii se obișnuiesc cu robia păcatului, așa cum și animalele. Și de aceea spuneam cândva și unui preot, ce vă întorceți cu spatele la norod și borborosâți cuvintele acolo ca un obicei așa? Și m-am uitat și la mormântări. Le-am zis, întorceți-vă cu fața la oameni și spuneți oamenilor clar că Hristos a murit pentru voi. Hristos vrea viața veșnică să vă dăruiască. Dar ei, pentru că sunt în religia asta fanatică, ei sunt așa o robie și o tradiție. Iubiții mei, vreau să vă spun că fiul acesta, uitați-vă când se întoarce el acasă la tatăl, spune cuvântul Domnului, versetul 21, fiul a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. El spune aici așa că dorea să-l primească ca pe unul din hargații lui, a tatălui. Eu vreau să vă spun, iubiții mei, că hargață sau robii, Dumnezeu nu vrea ca noi să fim robi, în înțeles cum a vrut fiul să fie primit. Spune cuvântul Domnului că el ne-a dat numele de fii și fiice. Spune Evanghelia după Ioan, acolo în primele versete a capitolului 1, spune că a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă tuturor celor care l-au primit, el le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din carne, nu din sânge, nu din voia lor, nici din voia vreunui om, și născuți din Dumnezeu. Le-a dat dreptul să se facă fii. Uitați-vă, fiul se întoarce cu regret, însă tatăl, aici vedem bunătatea tatălui, bunătatea lui Dumnezeu. Spune, dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți-i un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit și a început să se veselească. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, Domnul Iisus arată de un alt stăpân. Și acesta este stăpânul, stăpânitorul lumii acesteia. Care e misiunea lui? Acolo spune că hoțul îl numește Domnul Iisus. Nu vine decât să fure, să omoare și să prăpădească. Asta și m-am uitat în perioada asta de război care se petrece în țara noastră. Ca supra țării noastre a venit un popor plin de întuneric. Plin de întuneric. Oamenii aceștia au picat mulți prizonieri la ucraineni și este o misiune, din când în când mă uit, cum ei îi întreabă ce v-a făcut de voi să veniți să călcați hotarul unei țări care trăia în liniște, o țară cu autoritatea de sine stătătoare. Și el, mulți soldați dintre ei spun, beții spun, noi, pe noi ne-a înșelat. Pe noi ne-a înșelat. Noi ne-a zis că ne ducem la un exercițiu special de a omorî niște teroriști. Și acum îi întreabă purtătorul de cuvânt acolo cu slujba securității și îi întreabă, și ați întâlnit teroriști? Și ei pleacă capul și spun, n-am întâlnit. Acum ne dăm seama că suntem înșelați și am venit să... Era vorba despre un aviator care a căzut în plen și el era cu un fel de avion care bombardează și a bombardat orașul acolo în zona unde au căzut bombe și a fost prins pentru că avionul lui a fost împușcat și el a sărit cu parașuta și a căzut în plen. Și el spunea, îmi dau seama că am fost înșelați de împăratul Întunericului, care, uitați-vă ce se întâmplă. Iubiții mei, Domnul Iisus arată
inima în pilda aceasta de tată, inima bună, inima plină de bunătate a lui Dumnezeu. Pe când în lumea aceasta ne vedem și simțim o putere a stăpânului, stăpânitorului veacului acestuia, care caută nu altceva să facă, să omoare, să junghie și să prăpădească. Ascultam azi dimineață niște știri din Israel și am rămas șocat când spuneau că într-o casă au găsit băieței mici cu capurile tăiate, părinții omorâți. Uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta, ce stăpân al veacului acestuia își desfășoară lucrarea. În seara aceasta noi ne bucurăm că simțim bunătatea acestui tată, iubiții mei, care ne înconjoară și ne cheamă la dragostea lui. Vreau să vă spun că aici am subliniat că totuși acest tânăr care s-a întors, el a simțit bunătatea tatălui său. Dar știți când? Când a venit el, uitați-vă, m-am uitat atent la bunătatea inimii de tată, că el nu l-a întrebat ce ai făcut cu banii, ce ai făcut cu partea ta, ce ai făcut cu averea care eu ți-am dat-o. Nu, tatăl nu i-a amintit, dragii mei. Tatăl nu i-a amintit. Tatăl spune că nici nu i-a zis, du-te și spală-te, du-te și îmbracă-te, și-a putut i-a săruta. Uitați-vă ce spune versetul care vreau să-l citesc. Când era încă de departe, versetul 20, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Binecuvântat fie Domnul! Dragii mei, eu cred că tatăl, dacă l-ar fi luat așa cum procedăm și noi, cu slăbiciuni de multe ori, fiul acesta ori ar fi rămas bomj, un om fără casă, fără nimic, cum sunt în orașele noastre, vedem, în limba ruselor le spune cuvântul ăsta bomj, asta înseamnă cel avea bezapredelionul omestojitelstvo, adică om care n-are nici casă, n-are nici un loc de trai, sunt oameni ai străzii. Dacă l-ar fi luat tatăl cu asprime și ar fi zis, unde-s banii, ce ai făcut, s-ai ținut să-l interogat așa, dar tatăl, dragii mei, așa cum era el. Nu știu, dumneavoastră, poate trăiți majoritatea la oraș, dar poate sunteți și pe la sate. E destul să mergi să faci lucru dimineața, mai ales când ai de-a face cu porcii. Și câteodată, când mai mă duc să fac lucru, când vin fetele, Tabita, Simona, tătică, ești, dezbracă-te de hainele astea, că miroase foarte urât. Și într-adevăr, de la porci, miroase mai mult ca de la orice animal. Acum observați dumneavoastră că aici e vorba de un tânăr care venea de la porci, cu hainele rupte, cu hainele mirositoare urât, și spune că tatăl i s-a făcut milă, a alergat, i-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat. Ce bunătate adâncă! Ce inimă de tată, Dumnezeu să fie slăvit! Dragii mei, așa ne-a primit și pe noi. Vreau să vă spun că aici mirosul porcilor, în înțeles duhovnicesc, este mirosul păcatului. În seara aceasta Domnul ne-a dat un cuvânt la adunare și vreau să vă spun, uitați-vă, în Psalmul 40, cuvântul Domnului ne spune așa niște cuvinte mărețe: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine. Mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au temut. Uitați-vă dumneavoastră, dacă analizăm acestea trei versete, vreau să vă spun că oamenii care își pun nădejdea în Dumnezeu, oamenii, femeile, tineri, indiferent de vârstă, Domnul își pleacă urechea spre ei, se pleacă Dumnezeu.
Nu știu dacă dumneavoastră ați avut ocazia să stați de vorbă cu un ministru. Eram în armată în Moscova și a venit în unitatea noastră militară, a venit un general cu numele general-leitenant Șestopalov. El era mai mare peste tot orașul, peste tot okrugul Moscovei și răspundea de unitatea militară în care eu am făcut armată. Și am avut ocazia să vii omul acesta aproape și să deie mâna cu unii din noi. Era un general. Am avut ocazia să stau de vorbă odată cu un ministru care era tot în Moscova, l-am întâlnit, fostul ministru al tamojnii, adică cu vamișii, el răspundea de toți vamișii din Moscova, din teritoriul Rusiei. Un om mare. Poate dumneavoastră ați avut ocazia să stați de vorbă și voi cu ministrii, dar uitați-vă aici, e vorba despre împăratul împăraților. Un Dumnezeu atotputernic, un împărat al slavei. Și spune aici cuvântul Domnului David, spune el, s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătele. Nu știu dacă am putea noi adânc înțelege bunătatea sau inima de tată a lui Dumnezeu la un om pierdut, la un om care n-aveam niciun preț. El s-a plecat spre mine, spre tine. Și uitați-vă ce a făcut Dumnezeu. Spune, s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pe inimă. Asta nu e vorba de o mlaștină, aici e vorba de groapa pe irii. Eu cred că dumneavoastră înțelegeți, asta e lumea unde oamenii sunt prinși în această groapă a păcatului și satana caută să le curme viața ca să plece din groapa asta în altă. Frate Petru, porniți microfonul. Frate Petru, porniți microfonul, cineva va opri microfonul. Frate păstor, opriți-vă puțin, porniți microfonul, vă rog. Porniți microfonul. Pele vieții lui și vom vedea, dragii mei. E bine tot, da? Tabita, stai lângă el că cineva din administrator să joacă și ia microfonul. Am să iau dreptul la toți administratorii. Frate Florin, acum merge să poate? Funcționează. Îmi cer scuze. Nu-i nimic. Continuăm. M-am gândit la viața lui David, că el aici accentuează, spune el, s-a plecat spre mine. Deci e vorba de viața lui și de viața noastră, bineînțeles, dar autorul și cel ce a cântat cântarea aceasta este el. Și am stat și m-am gândit, când, David, tu ai căzut în groapa aceasta? Și m-am gândit la drama tristă, ce a făcut el. În momentul când sta el pe acoperișul casei și a văzut femeia aceea, Batseba, care se scălda. Aici a fost alunecarea lui în groapa aceasta, dragii mei. Și el, uitați-vă, a ajuns așa de greu în groapa aceasta. În fundul ei a fost. Uitați-vă, el a căzut în prima dată în păcatul adulterului. După aceea, dacă s-ar fi oprit măcar, dar el îi dă ministrului de război lui Ioab scrisoarea și spune, adică trimite-l pe Ure acasă, Ure vine acasă, el caută să astupe păcatul. Și uitați-vă, Ure nu se duce acasă. Spune că i s-a spus lui David că el a stat noaptea în cetate și n-a intrat acasă. Era un soldat credincios. El a zis, poporul meu e în război, țara e în război, dar eu să mă beneficiez de bunurile familiei, nu. Și a stat noaptea
în stradă, în cetate. Și David nu s-a oprit, dragii mei. El coboară mai fund în groapa aceasta. Îi dă scrisoare. Și uitați-vă, soldatul acesta credincios merge cu moartea în mâna lui spre Ioab. Și acolo scria, acum când va ajunge Uri la tine, să-l pui în prima linie a frontului, a luptelor, că el să moară. Și așa a fost. Dragii mei, așa caută oamenii să-și acopere păcatele lor, să-și acopere abaterile lor. Dar Dumnezeu din cer, slăvit să fie numele Lui, care nu dormitează, El ne cunoaște gândurile. Spune psalmistul în psalmul 30, 139, tu știi când stau jos și când mă scol, tu știi când ce gândesc. Dumnezeu vede, se uită la drama asta tristă și spune lui Nathan, du-te la David și spune-i cu tare și cu tare lucru. Și observați dumneavoastră că el, când îi spune despre Melușaur, cred că cunoașteți cuvântul Domnului, David nu se rabdă până la urmă și îi spune omul care n-a luat din oile lui să primească oaspeții și a luat Melușaua de la sărac să fie pedepsit cu moartea. Și atunci Nathan îi fixează degetul în fruntea lui și spune, tu ești omul acela. Dragii mei, a avut dreptate el, că a zis aici cuvântul, m-a scos din groapa pe Irii, l-a scos Dumnezeu. David a stat și a plâns, păcatul lui nu l-a ascuns. În psalmul 32, el arată că viclenia ceea ce a fost, deci ferice de omul fără de legea iertată, ferice de omul a cărui duc în el nu este viclenie, pentru că el a practicat-o. Și observați, Dumnezeu l-a scos din groapa aceasta. Și uitați-vă, așa a făcut Dumnezeu cu orice pocăit, cu oricare din noi. Poate n-am fost în păcatele lui David. Eu vreau să vă spun că m-am trezit în familie de credincioși. Eu nu știu ce înseamnă să fii bat. Nu știu, îl întrebam odată pe un coleg de lucru, măi, lămurea-mă pe mine, cum ești tu când ești bat? Și el se uită la mine și zice, domnul Petre, mă mir de mata că n-ai băut niciodată, n-am băut niciodată afară la cină Domnului, că luăm cândva se practica cu vin, acum cu soc de vie. Dar atâta știu gustul vinului, dar să fiu bat, nu știu cum e asta. De el zice, măi, cum să te lămuresc, măi? Deci eu cam am slăbiciunea asta și beu prea mult câteodată și nevasta mă critică și mă trimite să fac lucruri în graj. Și el spune că mă duc și când îți bat în loc să torn mâncarea în troaca porcilor, că când îți bat, bă, două troci. Deci și nu torn în troaca cea adevărată, dar în troaca cea falsă care o văd și mâncarea se duce pe podele în graj. Dragii mei, n-am fost bat, nu știu gustul narcoticei, nu știu alte păcate, dar vreau să vă spun că m-am trezit din copilărie și legea păcatului era în mine. Mi-aduc aminte de păcate care le-am practicat în tinereață, eram de vârsta de 8-9 anișori, 9 ani, până la 10 și era între noi un om mai bătrân și ne învăța fuma. Ne da țigări, el avea țigări, ne le aprindea și noi fumam. Dar știi ce se întâmpla? Când vineam acasă, tata nu știa. Și mă puneam pe genunchi, că el ne chema seara la rugăciune. Și când mă puneam pe genunchi, vedeam țigările înaintea mea. Vedeam țigările, eram apăsat. Și acum, când m-am făcut mare, când am înțeles pocăința, am zis că cât de tare noi am zis că suntem născuți în familii de pocăiți, drept că n-am cunoscut adâncimile sătănii, cum spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, dar legea păcatului era în noi. Slăvit să fie numele Domnului. În capitolul 8 din Romani ne spune cuvântul, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești. Din ce pricină? Că Dumnezeu a osândit păcatul într-o fire asemănătoare cu a noastră. Asta a făcut-o pe Golgota în Iisus Hristos, mărire Domnului. Și ne-a salvat de legea păcatului și a morții. Iubiții mei, și încă un lucru aici spune, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Dumnezeu să binecuvinteze tot grupul Hrană Zilnică, să binecuvinteze toți frații și surorile
ca cântarea aceasta să nu mai se înnăbușe niciodată în gura noastră. Nu uitați, dragii mei, lucrurile sunt de mare valoare și de mare însemnătate. El ne-a scos din această groapă pe irii și acum spune că ne-a pus picioarele pe stâncă și ne-a întărit pașii. În Epistola către Corinteni, Apostolul Pavel arată acolo la capitolul 10 pilde din Vechiul Testament și arată că ei au fost botezați pentru Moise, au fost trecut prin mare toți, au fost norul peste ei și spune și toți au mâncat o mâncare duhovnicească. Dar îmi place cuvântul Domnului care spune acolo și toți au băut din această stâncă care venea după ei și stânca aceasta era Hristos, mărit să fie numele Lui. Pe această stâncă, dragii mei, ne-a pus Dumnezeu nouă pașă. Merită să-L slăvim, merită să-L iubim, merită să prețuim bunătatea de Tată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Iubiții mei, în brațele Tatălui, Fiul abia atunci când El l-a îmbrățișat, așa cum era mirositor, era miros de porc, miros de păcat, hainele rupte, Tatăl l-a îmbrățișat și l-a primit cu mare dragoste. Aș dori ca în seara aceasta cei care au fost atinși de cuvântul Domnului, care trebuie să se întoarcă acasă, să ia de meditat versetul acesta: la Tatăl meu acasă este belșug de pâine. Nu e vorba de pâine aceasta, dragii mei, aici e vorba de o hrană a sufletului nostru, o hrană care ne face tari, ne ridică, ne maturizează. La Tatăl meu este belșug de pâine. Dumnezeu să binecuvinteze grupul Hrană Zilnică, care zilnic dă hrana aceasta. Facă Dumnezeu ca multe suflete să se întoarcă acasă, să prețuim cu toții bunătatea de Tată. Iubiții mei, vreau să vin la încheiere și vreau să vă spun un caz care a fost în anul trecut, când a fost COVID-ul. Am citit undeva în presă că la vârsta de 91 de ani, un om bătrân a fost afectat de boala aceasta. L-au dus la spital și acolo i-au pus un aparat de respirație și sora medicală care îl servea îi spunea cât costă aparatul acesta. Și deodată omul bătrân a început să plângă și plângea, dar sora medicală îl mângâia: moșule, nu plânge, nu plânge că te-am ajutat. Și ea credea că el plânge când i-a zis cât costă aparatul. Dar moșul s-a înviorat și a zis: draga mea, eu nu plâng, eu am bani. Eu am bani, eu am cu ce plăti și spitalul, am cu ce plăti și aparatul, eu nu plâng pentru aceasta. Moșule, dar de ce plângi? Și el spune: draga mea, eu plâng că 91 de ani am respirat fără să plătesc. Și acum plâng și îmi dau seama ce bun e Dumnezeu. 91 de ani mi-a dat aer, mi-a dat plămâni și am respirat. Iubiții mei, aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze tot poporul Domnului. Cu părere de rău, chiar și din mijlocul nostru, unii nu-L cunosc bunătatea Tatălui. Și avem nevoie să ne întoarcem abia în brațele Tatălui aproape când ești, simțești bunătatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvintează. Rămân la cuvintele acestea și zic: facă Domnul ca cuvântul Domnului care a dus roade bogate să aducă și în inimile care au ascultat cuvântul. Iar Dumnezeu să ne binecuvinteze cu multă putere, cu multă înțelepciune, ca să prețuim bunătatea de Tată, a Lui să fie slava acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Inimă de Tată. Fraților, aș vrea să vă întrebați, care aveți copii, dacă vine copilul la voi și recunoaște greșeală, bineînțeles, vorbim într-un mod în care
părinții sunt de toate facultățile mentale și credincioși. Vine copilul la voi și spune: tată, uite, am greșit asta. Cum te raportezi la situația aceasta? Deci să-ți fie egal? Ai luat bota și ai dat în el fără milă? Întreb. Nu ți-ar păsa de el? Dumnezeu din cer l-a trimis pe Domnul Iisus în lumea noastră. A dat ce a avut mai scump în cer, singurului fiu. Când Dumnezeu a creat omul, a spus: hai să facem om după chipul și asemănarea noastră. Deci eu de aici înțeleg că Domnul Iisus era lângă el. Și zice că era plăcerea lui să juca pe rotogul pământului. Deci Domnul Iisus era lângă el. Pe acest Iisus Dumnezeu l-a făcut păcat pentru mine și pentru tine. Unde ați găsit dumneavoastră scris în Scriptură că Domnul a venit cineva la el și a zis: nenorocitule, netrebnicule, păcătosule, bețivule sau știu? Ați văzut undeva scris în Scriptură că Domnul a fi lovit sau jignit pe cineva? Domnul a avut două conversații foarte interesante, una cu Zacheu și una cu tânărul bogat. Dumnezeu din cer coboară pe pământ, întrupat în om. Domnul Iisus a vrut să simtă în trupul uman ceea ce simte un om. Nu că nu știa, știa, dar vrea să simtă pe propria lui piele. Deci nu s-a folosit de puterea lui de Dumnezeu. Era 100% om și totodată 100% Dumnezeu. Ei bine, acest Iisus în seara aceasta îți spune ție că te iartă de păcate. Oare îl poți să-l crezi? Și îți spune: te iubesc, omule. Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, voi intra la el, voi cina cu el, el cu mine. Apocalipsa 3. Cineva a spus unui pictor: vreau să-mi expui într-un tablou Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușa și bat, dacă aude cineva glasul meu. Pictorul a citit cu mare atenție acest peisaj, acest pasaj și desigur a făcut tablou. După un timp a venit și a dus tabloul celui care a dat ordinul, rugămintea, care a avut rugămintea să facă, să uite bine, zice: auzi, dar este o mică problemă. Ușa nu are clanțe pe din afară. Ei, zice, vezi, tocmai de aceea am citit cu atenție Apocalipsa 3:20, că ușa inimii umane nu are clanțe pe din afară. De aceea zice Domnul: stau la ușă și bat. Dacă cineva dinăuntru deschide, Domnul intră la el. V-am mai zis nu de mult, tot așa spunea cineva într-o carte, că două localități așezate, o localitate așezată pe două coline, oamenii se obișnuiau, cum este la județul Bistrița, în Săut, la localitatea Maieru, duminica și în zilele de sărbătoare, se iasă în centru satului să se plimbe. Desigur, traficul este foarte redus atunci. Și spune povestea că de pe o colină la vale pornește o căruță în galop. Omul se chinuia să oprească căruța. Trăgea din răsputeri de hățuri. Zăbele cailor spune că îi ierșise din gură. A pus frâiele pe antebrațe. Începea să curgă sânge de pe antebrațe. Lumea de pe margine striga la el: omule, sar jos, salvează-ți viața, ești nebun. Ce? Tot felul de cuvinte au adresat. Dar omul, fără să le pese, a stat acolo și într-un târziu, când a ajuns în vale, cum spune acolo, zice că toți, mulți oameni au mers la el: omule, ești nebun, de ce n-ai sărit? Puteai să-ți pierzi viața, de ce n-ai sărit, omule? Explică-ne! Dar el, fără să țină cont de vorbele lor, a mers în spatele căruței, pe fân acolo dormea un copilaș de 2 anișori de-a binelea. Și atât a spus: pentru el nu am sărit jos din căruță. Indiferent câtă durere a dat antebrațele lui, fiindcă hățurile au smuls carnea și a început să curgă sânge, a stat acolo. Vă aduceți aminte că în urmă cu 2000 de ani a venit Domnul Iisus în lumea noastră, a stat pe cruce și bazucurii au spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos, mântește-te pe tine și mântește-ne și pe noi. Dar el a stat acolo pentru că m-a văzut pe mine, te-a văzut pe tine fără mântuire și a spus: tată, rămân aici. Și pentru Florin Petru, și pentru Maria Grindei, și pentru Gigi Nicuță, rămân, și pentru Petru Ordogan, rămân aici.
ca să vadă o sămânță de răscumpărat. Dragul meu, acest Iisus în seara aceasta îți iartă orice păcat. Nu-l crede pe cel rău care vine la nivelul minții tale să spună tu nu mai ai nicio șansă. Nu-l crede. Pentru că întotdeauna cel rău va veni să-ți sucească mințile și să spună, bă, ai făcut prea multe. Nu se mai poate. Pentru tine s-a încheiat totul. Dragilor, inima de tată niciodată nu va dori să te omoare. Te va pedepsi pentru anumite greșeli, dar nu va dori să te omoare. Îmi place cum ai spus fratele Petru despre cel plecat, tânărul plecat de acasă, fiul risipitor. Ce îmi place mie acolo, cum spune Scriptura, zice că tatăl a zărit de departe. De ce l-a aștepta? Dumnezeu te așteaptă, Iisus te așteaptă, omule, femeie bună, tânără, te așteaptă să te pocăiești, pentru că nu se știe clipa când pleci și când plecăm. Și zice că l-a văzut de departe, alergat înainte, auziți, ascultați bine ce spune Scriptura, alergat înainte. L-a sărutat mult, l-a strâns în brațe, l-a sărutat mult. Nicăieri nu găsim scris în Biblie că a început să-l critique și să-i facă tot felul de... se atribuie tot felul de cuvinte nepotrivite. Nu, s-a bucurat că a venit. Dar știți care e mai mare problemă? Fratele Petru n-a mintit-o. Ăla din casă era pierdut în casă, măcar ăsta s-a dus în lume cu tătul. O zis, tata, am plecat, dăm avere, am plecat. Dar celălalt era pierdut în casă. Și deducem. Zice că a venit de la ogor și n-a vrut, a auzit muzică, n-a vrut să intre. Și cineva merge și spune, a, pe când o vine fiul ăsta tot destrăbălat. Auziți? Unul să zică, Doamne, a venit fratele meu, slăvit să-ți fie numele, că nu a murit nemântuit. Nu, a venit fiul ăsta tot destrăbălat, de-ai de-a vițe o genul greșat. Deci problema e că era pierdut în casă. Vă dați seama? Era pierdut în casă. Dar mă, calculați dumneavoastră. Cum ți-e inima dumitale de tată să ai doi fii? La unul să-i spui, tu fii binecuvântat, tu fii blestemat. Iacov a procedat foarte greșit când a binecuvântat Isaac, când a binecuvântat pe Iacob și pentru Esau n-a avut. Nu arată nicăieri Biblia că nu ar fi putut. El a zis că a avut numai una. Mă rog, asta spunea el. Putea să-l binecuvânteze și pe celălalt. Taților, vedeți noastră, în viața aceasta întotdeauna să știți un singur lucru. Când vrei să vii la pocăință, să știți că satana își încordă toate puterile diabolice să te atragă, să nu te lase, să nu te scape. Te lasă pentru o perioadă și pe urmă vine și iarăși bate la ușă. Hei, Petrică, Răducan, nu știi ce ai făcut în tinerețe, Alexandru Iuiu, Gigi Nicuță, nu știi ce ai făcut? Nu-l crede. Când Dumnezeu te uita, zice că le aruncă în fundul mării, nu-și mai aduce aminte de păcatele și de abaterile care le-ai avut. Dragilor, inima de tată stă din cer și se uită la tine. Îl crezi că vrea să-ți dea iertare în seara aceasta? Prin Domnul Iisus? Și cu atâta blândețe parcă îl văd pe Dumnezeu prin ochii credinței cum se uită la mulți. Eu nu vă cunosc și de aceea vorbesc foarte deschis. Îl crezi că vrea să te ierte. Cunosc pe cineva la Viena, urmează să facă botezul. Nu știu păcat pe lume să nu fi făcut și droguri de toate. Și m-am întâlnit cu el și am zis, cum ești? Foarte nervos. Să te cred. Pentru că dracul te pierde acum. Te pierde. Te pierde și n-ar vrea să te pierdă. Dar fii tare. Și am dat un singur sfat. Spune, Doamne, Tu vezi că eu vreau să vin la Tine, dar legăturile sunt puternice, dar Tu ești cel mai tare. Dezleagă-mă, Doamne, și fă să văd că, într-adevăr, mă vrei pentru Tine, că eu vreau. Pe 29 octombrie încheie legământ cu Domnul. Dragilor, chiar dacă ai fost botezat în apă, hai să vorbim deschis. Foarte puțin vorbesc deschis. Nu mă spun, hai la Domnul, că Domnul te iartă. Și de ai fost botezat și ai căzut, Scriptura îți dă o șansă de reabilitare. Scriptura îți dă o șansă de reabilitare. În 1 Ioan spune așa, copilașilor, dacă cineva a păcătuit, și acolo nu enumără tipul de păcat.
Când cel din Corint este prins în adulter cu soția tatălui său, la câteva luni, a doua scrisoare în 2 Corinteni este trimisă șansa și în îndurarea pentru el. Domnul Iisus, două cazuri le are foarte grave. Femeia prinsă în adulter și cea de la fântână care avea 6 bărbat. N-a tăiat șansa nimănui. Cine suntem noi? De unde își ia unii putere să taie și să... De altfel, oamenii ăștia cred că n-au nimic cu Dumnezeu și cu mântuirea. De aceea taie și omoară și distrug. Domnul să îndure și de ei. Că știți cum zicea mama mea, mă, Florin, în ziua mântuirii și pe dușmanul de moarte la evrei în rai. Scumpilor, inima de tată te așteaptă de multă vreme. Nu știu cine ești. Dumnezeu a vorbit prin gura fratelui păstor Petru, nu la întâmplare. Inima de tată te așteaptă și se uită când vii, de departe, de multă vreme te așteaptă Dumnezeu și dorește să-ți dea iertare prin Iisus Hristos. Crede-L, acceptă-L și te vei bucura. Sora Maria Vindei va lăuda pe Domnul cu o cântare, urmată de sora Pindican, sora Aurica Pașca, o poezie, după care sora Tabita. După sora Tabita rugăm pe fratele Petru să ne motiveze la rugăciunea de cauze, vom citi cauzele și pe urmă, desigur, frate Petru, să nu te grăbești. După Tabita va cânta fratele Uiuiu și pe urmă vei fi dumneata la motivația de rugăciune. În timp ce fratele Petru ne va motiva la rugăciunea de cauze, este momentul în care să vă scrieți cauze de rugăciune. Nu uitați, este vine seara, stăm înaintea Domnului să ne bucurăm, lăsăm presa, lăsăm alte lucruri care aduc numai dezgust. Stăm aici să ne bucurăm, dacă doriți, numai dacă doriți. Ascultăm pe sora Marie. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El înspre mine s-a plecat. El mi-a ascultat rugăciunea și m-a izbăvit cu adevărat. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Mi-a pus o cântare nouă în gură, o laudă pentru Cel de sus. Mi-a pus și picioarele pe stâncă, și stânca aceasta e Iisus. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Prietenii toți mă văzură, cei ce în viață m-au cunoscut. Au fost și ei cuprinși de frică, de aceea ce-n mine au văzut. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Ferice va fi de oricine se-ncrede în Domnul mereu. El nu se va încrede în oameni, se va încrede doar în Dumnezeu. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlei m-a scos.
Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa plăirii, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, căci El este Domnul meu Hristos. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria, frumoasă cântare. Ne închinăm acum cu sora Pindica în cântare, urmată de sora Aurica Pașca, după care sora Tabita. Gloria Domnului! Taur și privesc ochii adânci, care m-au descătușat când eram lovit de stânci. Azi simt o lacrimă de foc ce s-a scurs din ochii tăi. Te iubesc, Domnul meu. Tu ești iubirea mea din tâi, primul pas mi l-ai schimbat într-un zbor adevărat. Eu vreau să fiu în palma ta, perla care-ți va cânta. Te iubesc, Domnul meu. Vreau flori de cais să împresari peste inima ce-acum ți-o dau ca iubire-n dar. Și dragostea ta ne-a unit, azi sunt cel mai fericit. Te iubesc, Domnul meu. Și când pe nori vei reveni, moartea o vei birui și voi fi mireasa ta. Noi amândoi vom fi mereu, noaptea nu va trece greu. Te iubesc, Domnul meu. Vină și te rog ca să privești în grădinile cerești și pe cele din fața ta. Dacă odată ți-a greșit, vezi cât e de obosit, dă-i din dragostea ta. Nu-l izgoni din harul tău, umple inima mereu cu iubire-n Dumnezeu. Și fără să poate spune-n veci, chiar devin umbrele reci. Te iubesc, Domnul meu. Nu-l izgoni din harul tău, umple inima mereu cu iubire-n Dumnezeu. Și până se poate spune-n veci, chiar devin umbrele reci. Te iubesc, Domnul meu. Amin. Amin, frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvânteze, sora Valeria. Ne închinăm cu sora Aurica Pașca în recitare de poezie, urmată de sora Tabita, după care a apărut sora Ana Dan de la rugăciune. O ascultăm cu o poezie, după ea fratele Uiuiu, iar după fratele Uiuiu, fratele păstor Petru Răducan ne va motiva la rugăciunea de cauze. Vă rog, nu scrieți cauze, pentru că se pierde mulțimea mesajelor și nu voi fi vinovat de neascultarea dumneavoastră. Vă rog, nu scrieți cauze până vă anunț eu. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvânteze, scumpii mei. Slăviți să fie Domnul! Întoarcerea. Cu inima și haina ruptă, desculț, flămând cu fața subtă, privea cu ochii peste turmă, dar gândul alerga în urmă, ca-n vis vedea lui părinți și punga plină cu arginți. Dar vai, arginținus s-au dus, ce mizerabil am ajuns!
temor vedea acum ai mei în urma turmei cu purcei, dar cum să știe, nici prin gând, că sunt desculs, gol și plămând, că fiul lor cel îndrăznețe printre porcii din coteț. Și așa cu ochii în lacrimi plin, printre scăieți, printre ciulin, vedea pe tatăl în pridvor, pe slugile din casa lor, ei respectați și răsplătiți, vai, gânduri, nu mai amintiți. Și nu mai spuneți ce a fost, e prea târziu și n-are rost, căci singur soarta mi-am croit. I-am refuzat și i-am jignit, aș vrea să uit de acel tablou, dar parcă îi aud din nou. Îi văd, erau cu toți în rând și mama mă ruga plângând, dar eu pătruns de duhul lumesc, în loc să stau să chipzuiesc, le-am spus deschis că vreau să plec și liber vreau să-mi petrec. Vai, gânduri, nu mă chinuiți, lăsați-mă, nu mă zdrobiți, lăsați-mă să-mi port ocara, căci singur mi-am ales povara. Ce m-a trântit atât de jos și nu pot fi de aici scos, nici timpul înapoi întors, aici eu vreau să mor, la porci, dar gândul strigă, nu te întorci. Ce luptă simt că nu rezist, mai bine ar fi să nu exist, să uite toți și nume tot, dar dacă stau să mă socot, nici să mai stau aici nu pot. Voi, gânduri, mai dați-mi răgaz, să scot doar porcii din izlaz. Și grabnic fiul cel răzleț, văzându-și starea de dispreț, plecă grăbit de la coteț. Fugea pe drum, lăsând în urmă, trecut de chin, de praf, de turmă, de roșcove pe ascuns furate, își aminti de al său frate, de masa plină de bucate, în casa plină de lumină, de fructele de prin grădină. Cere mușcări strângeau din dinți, dar ce voi spune la părinți? O, tată, am păcătuit, nu-s vrednic să mai fiu primit, nu sunt mai mult decât un ciob, primește-mă ca pe un rob. Și formulând căința în gând, tot repetând-o murmurând, zorea spre casă, trist plămând. Dar cine, ce se ivește? La cos pe stradă și privește și brațele cu drag întinde, la pieptul iarăși îl cuprinde. O, nu-ți vrednic să mă strângi, copile drag, să nu mai plângi. Și tatăl spune la argați, cu haine noi să-l îmbrăcați. Tăiați vițelul îngrășat, că astăzi fiul mi-am aflat și veselia s-a încins și toată casa a cuprins, căci pocăința a învins. Așa așteaptă Sfântul Tată să ieși din lumea cea stricată, să vii la piept să te cuprindă și masa cu drag să-ți întindă, să simți căldură din cămin. Iertarea Tatălui Divin, iubirea Lui nu s-a răcit, vei fi și tu cu drag primit. O, vino, fiu rătăcit. Amin. Amin, frumoasă poezie, Domnul să vă binecuvânteze, sora Aurica. Ne închinăm cu sora Tabita și Simona Gătare, urmată de sora Ana Dan cu poezie, după care fratele Alexandru. După fratele Alexandru, fratele păstor Duhane va motiva la rugăciunea de cauză. Acela cu ochii ca pară, e tot ce-i veșnic sfânt. Ce-a zis în vechime lui Moise, eu sunt acel ce sunt. Veni-vă-n curând ca să-și ducă cu el al său popor. De aceea să stăm în veghere, să-l așteptăm cu dor. Mai multă iubire acum, că-s ultimii metri din drum, e vremea să ne trezim, ca frații în Domnul, să ne iubim, să nu dăm nici când înapoi niciodată, căci Domnul Iisus e cu noi, ne-a iertat. Cu El veșnic noi vom fi, cu El aici vom birui.
aceasta vestirea străjerii o spune încetat, vestind tot mereu îndurarea, cuvântul său minunat. Să ținem curată cărarea ce duce la marele mar, ca să primim până la urmă al mântuirii dar. Mai multă iubire acum, că-s ultimii metri din drum, e vremea să ne trezim, ca frații Domnul să ne iubim, să nu dăm nici când înapoi niciodată, căci Domnul Iisus e cu noi, ne-a iertat, cu El veșnic noi vom fi, cu El aici vom birui. Acela cu ochii ca pară, ce-i veșnic în veci sfânt, ne cheamă pe toți la iubire, căci mi se pare că i-au scos din program. Da. Continuăm cu sora Nadan. Poezia după care fratele Uiuiu. Fiți binecuvântați de Domnul cu toții. Fiul risipitor, în arșița acelei zile de cuptor, stătea pe o piatră și privea în zare un tânăr zdrențuros și întrebător, ce aștepta în taină o salvare. Ce oare am făcut? Și-a zis în sinea lui. Să plec atunci din casa părintească, dar nu putu să spună focul nimănui și frământarea a început să crească. Privind cu jint acum la turmele de porci, n-avea nici roșcove măcar la îndemână, iar gândul îi spunea, ce-ar fi să te întorci la tatăl tău în vatra cea bătrână? Să-i ceri să te primească nu ca un fiu, ci ca pe un rob răpus până la moarte, și în ațintirea din nou privirea în pustiu, citindu-se pe sine ca pe o carte. În vânt de vară se pornise atât de lin și mângâia nisipul cel fierbinte, iar tânărul cu suflet de amarul plin se tot gândea la bunul său părinte. Simțea în pieptul lui un gol imens, era învins de cruda oboseală. Mai are în lumea aceasta viața mea un sens? Un alt gând îi răspundea fără îndoială. Fiind îmbrăcat pe loc cu acest îndemn, deodată tânărul își veni în fire, parcă venea cum cineva îi face semn, chemându-l tainic ca o amintire. Mă voi scula acum, și-a zis el hotărât, și mă voi duce cu adânci suspine la tatăl meu de grabă, atât să-i spun, sunt prea vinovat, sunt azi față de tine. Oh, da, sunt vinovat destul față de cer, să-ți fiu copil, nici nu mai e cu putință, dar, tată, doar un singur lucru vreau să-ți cer, primește-mă ca rob, plin de căință. Și-a ascultat lăsând acel pustiu de jar și turmele de porci în urmă, stăpânul său hain aici n-avea habar că în suflet dorul de cei dragi îl scurmă. Plecând spre tatăl său cu sufletul lui foc, simțea că drumul nu se mai termină,
în zilele acelea când pe câmp se coc lanuri aurii sub bolta cea senină. El străbătea desculț și în zdrențe drumuri lungi, dar mai făcea câte un popas în cale, era flămând, n-avea nici bani în pungi și se hrănea cu rodii și migdale. Dar într-o zi, când se întorceau de la pășuni, pe ale verii câmpuri nenumărate turme de oi sătule de păscut prin băgăuni, un bătrânel pornea pe aceleași urme, cu o cârjă în mâini înconvoiat de ani grei și se uita sfidător în zare, văzând cum păcărarea lanului cu mei o măgâldeață în orizont apare. În liniștea care domnea pe vechiul drum, bătrânelul aștepta corp de rouă, având în inimă noi presimțuri acum, ce-ar putea aduce o veste nouă. După minute de emoții și așteptări, pe îngusta cărăruie se zărește un tânăr zdrenț ros, cu două lumânări pe fața lui de parcă tot mai crește. S-apropia, era un ceas înșelător, cu strigăte de mare bucurie. Cei drept, cei doi se îmbrățișau plângând de dor în clipa întâlnirii din câmpie. Iată-l ajuns în fața casei părintesc, tatăl deschide poarta cu iubire, dar fiul ce privea smerit în zări cerești, rostii atunci o mărturie. Sunt vinovat, sunt vinovat față de cer și atât de vinovat față de tine. Să fiu copilul tău, acum eu nu mai sper, ci fă-mă de astăzi robul tău mai bine. O, fiul meu iubit, de când te aștept plângând, aduce-ți grabnic haina cea mai bună, sunt vinovat că al neascultării mele gând în deget un inel să-i pună. Ți-am risipit averea prin steplici, dați-mi încălțăminte pe măsură, dar eu eram cel mai netrebnic fiu atunci, tăiați vițelul cel din bătătură. Și cât de adânc coruri zeci de ciocârlii răsune ritmic strune de vioară să crească în suflete eterne bucurii și clin de dor în ele să răsară. Căci s-a întors acasă astăzi fiul meu, fiți bucuroși de azi, o zi măreață, era pierdut în lume, fără Dumnezeu, chiar mort era, dar a venit la viață. Prietene care ai pornit cu un larg avânt să te gândești în lume, fericire, dar ai căzut și sufletul ți-e frânt, n-ai găsit decât nemulțumire. Întoarce-te azi din drum, o suflete pribeag, și nu uita că pe această lume există un Dumnezeu ce te așteaptă în prag pe calea către cer să te îndrume. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, Sorana, frumoasă poezie. Va cânta fratele Alexandru, dacă între timp nu intre fratele păstor Ducan, îl avem pe noi pe fratele Gigi Nicuță să ne motiveze la rugăciunea de cauze. Eu voi citi cauzele și fratele Gigi se va ruga. Slăvit să fie Domnul! Când vrei să fii, când vrei să întorci, când vrei să vii la Dumnezeu, când vrei să întorci din calea rea, de ce tot vai amâi mereu? O vino, o vino, întoarce spre scapi de la pierzare. Nu amâna, nu amâna, e poate
vrei să asculți, când vrei să spui, acum vreau să vin și eu. Când vrei să spui, acum mă-ntorc, nu vreau să mai amân mereu. O vino, o vino, întoarce spre stăpâne la pierzare. Nu amâna, nu amâna, e poate ultima temare. Mai este loc, mai este har, o vino acum la Dumnezeu, că s-ar putea să-l pierzi pe veci, dacă și azi amâi mereu. O vino, o vino, întoarce spre stăpâne la pierzare. Nu amâna, nu amâna, e poate ultima chemare. O vino, o vino, întoarce spre stăpâne la pierzare. Nu amâna, nu amâna, e poate ultima chemare. Domnul să vă binecuvânteze, frate Alexandru. Mai căutați câteva cântări dintre astea pentru seara asta. Haideți să ascultăm pe omul lui Dumnezeu, fratele Gigi Nicuță. O motivație scurtă, cât crede dumnealui, eu citesc cauzele, dumnealui se roagă, Doamne dă har! Așa cum a fost cântarea lui fratele Alexandru, de chemare, Domnul Iisus Hristos a făcut această chemare, veniți la mine, voi toți cei trudiți împovărați, și eu vă voi da odihnă, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă. Deci venirea la Domnul Iisus Hristos e de a ne da odihnă, dar trebuie să învățăm ceva. Să fim blânzi și smeriți ca El. Domnul să ne dea putere și tărie ca prin orice încercare am trece să venim la El, că El este acela care ne ține în brațele Lui. Și El a spus că din mâna mea, din mâna Tatălui, nimeni nu vă poate smulge. Și ne credem în brațul Său și vom căpăta sub biruință asupra gândurilor rele, a suferințelor, a dorințelor noastre pentru mântuirea celor dragi ai noștri. Putem să ne rugăm și Domnul este acela care îi va aduce El înapoi. El le va pune în gând, așa cum a spus Fiul Risipitor. Mă voi intra în mintea, a intrat în gândul Lui. Se spune, mă voi întoarce acasă. Numai noi, dacă ne rugăm, Domnul va pune mintea tuturor celor care sunt plecați să se întoarcă, pentru că știu de unde au plecat. Domnul să ne dea biruință în toate lucrurile. Amin. Mulțumim, frate Gigi. A intrat fratele păstor. Frate păstor, te ascultăm, motivează-ne la rugăciunea de cauze. Am înțeles de la sora Smerica că vi s-a luat lumina, de la sora Maria, că ea mă informează. Da, frate și Sorin, Florin, așa e într-o țară cu război.
ne amenință că iarna care ne stă înainte e posibil ca să fim lăsați din nou fără lumină. Dar știi ce e interesant? Ai zis o vorbă grea. Așa e într-o țară cu război. Dar știi care e vorba cea mai grea? Iar cei din România care trăiesc și se lăfăiesc în toate, uită de frații noștri din Ucraina. Domnul să-ți dea cuvânt. Amin. Dragii mei, am vrea ca să ne apropiem de acest moment, să stăm în fața Domnului. Vreau ca să citesc un răspuns a unei rugăciuni și cred că aceasta pe noi ne va îmbărbăta și în seara aceasta, pentru că ne apropiem să cerem de la Domnul lucruri care să le simtă frații, surorile care sunt în diferite apăsări. Avem credința în Dumnezeu pentru că El ne-a promis și de aceea noi ne vom ruga cu credință, stăruitori. Vreau să vă aduc aminte de niște cuvinte a Domnului Iisus care le-a spus în Evanghelia după Matei, la capitolul 7. Căutați și veți găsi, cereți și veți căpăta, bateți și vi se va deschide. Astea cuvinte sunt valabile și pentru noi în seara aceasta, când ne apropiem de Domnul, să ne închinăm și să-i cerem cu credință lucrurile care le avem nevoie. Răspunsul rugăciunii bisericii, capitolul 12, din Faptele Apostolilor. Spune așa cuvântul Domnului. Și iată un înger a Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Petru a îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis: scoală-te, iute, lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintea. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce face îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce a trecut de straja întâi și a doua, a ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, și ea i s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut printr-o uliță. Îndată îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod. Și de tot și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, Zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușă, care dădea în pridvor, și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei dimpotrivă ziceau: este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți. Când l-au văzut, Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. Le-a istorisit cum îi scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacob și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus în alt loc. Amin. Dragii mei, ce am vrut să subliniez aici în cuvântul Domnului, în primul rând, este ce spune versetul de mai sus, că biserica nu înceta să aducă rugăciuni pentru Petru. Și spune versetul 5, deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalță rugăciuni către Dumnezeu pentru el.
Eu aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să avem și noi, ori de câte ori ne apropiem de Domnul, această unitate în rugăciune, în cereri, cum a avut biserica aceasta primară. Dar uitați-vă un lucru care s-a întâmplat la ei, se poate întâmpla și la noi. Și de aceea noi trebuie să fim cumva să fim treji ca să ocolim această slăbiciune. Observați că ei cereau de la Domnul pentru Petru, se rugau. Eu cred că nu-i scris aici, dar din pricina contextului care stă în fața noastră, putem crede că biserica a văzut ce au făcut cu Iacob Irod, cum l-a tăiat cu sabia și avea de gând, așa ne spune, să facă și cu Petru așa, versetul 1 spune, cam pe vremea aceea împăratul Irod a pus mâna pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacob, fratele lui Ioan. Și acum observați, el l-a prins pe Petru și l-a băgat cu gând că după Paști, spune pe jumătate versetului 4, să-l scoată înaintea norodului. Asta era planul lui Irod. Dar observați că biserica se ruga. Iubiții mei, Domnul le-a ascultat rugăciunea. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Cum s-a întâmplat la ei, se poate întâmpla și la noi. Se poate întâmpla să stăm cu răspunsul în fața noastră. Să primim de la Dumnezeu răspunsuri și noi să nu le primim cu credință. Așa ne spune textul care l-am citit. Uitați-vă, când Roda s-a adus să vadă cine e în pridvor, a văzut bine, l-a cunoscut pe Petru, probabil că ea îi cunoștea, că erau împărtășii de mai multe ori, și spune că a venit înăuntru și a zis că Petru stă înaintea porții. Ce i-au spus ei, frață dinăuntru? Un cuvânt parcă greu. Ești nebună. Uitați-vă, ei stăruiau, ei se rugau. Însă când a venit răspunsul pe neașteptate, aici am citit așa că versetul 7 mi spunea că îngerul Domnului a stat lângă el pe neașteptate. De multe ori, iubiții mei, noi avem ca Marta ideea asta și spunem așa, când a zis Domnul Iisus, fratele tău va învia. Ce a zis Marta? Știu că va învia. Când? În ziua de apoi. Ea credea în ziua învierii morților, cum credem și noi. Dar uitați-vă, să nu uitați, Dumnezeu e suveran, a Lui să fie slavă. El poate face lucruri care să ne uimească. Și aș vrea ca lecția asta să ne stea în față când ne rugăm Domnului, să ne rugăm. Eu nu vreau să critic biserica, dar tot ce a fost scris, spune cuvântul Domnului la Romani, că a fost scris pentru cine? Pentru noi. Ca prin îmbărbătarea care o dau scripturile, voi să aveți viață. Și uitați-vă, slăbiciunea lor era că când a venit Petru, pentru care ei se rugau, ei au stat într-o nedumerire și parcă au mustrat-o pe Roda, dar ea spune stăruia și spunea că este, el este. Și uitați-vă, aici ne spune un lucru interesant. Din potrivă, ziceau ei, poate este îngerul lui. Și aici este un adevăr foarte minunat care cred că trebuie să-l știm. Îngerul care ne ocrotește pe noi poate lua înfățișarea noastră, iubiții mei. Așa ne-ar da de înțeles versetele acestea. Însă n-am vrea acum să ne cufundăm în gândul acesta. Eu aș vrea ca noi, din potrivă, să avem credința, cum spunea Domnul Iisus, dar voi, când stați, adică să vă rugați și veți cere un lucru, spune la Marcu, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Aici este o treaptă a credinței și Domnul în seara aceasta să binecuvinteze toți frații, surorile care ne apropiem de Domnul, să ne apropiem cu credință și să așteptăm cu credință răspuns la rugăciunile Domnului. Domnul să ne binecuvinteze. Vreau să citesc încă un cuvânt, după care cred că vom veni înaintea Domnului. Aici, uitați-vă, o altă, vreau să vă spun, cu o altă atitudine găsim la un om
Faptele Apostolilor, capitolul 14, versetul 8. Acum uitați-vă aici și veți înțelege că credința se poate citi pe fața cuiva. Așa s-a întâmplat în Listra. Cuvântul Domnului spune la Faptele Apostolilor, capitolul 14, cu versetul 8. În Listra era un om neputincios de picioare, o log din naștere, care nu umblase niciodată. El ședea jos și asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat țintă la el. Și aici fiți atenți. Și fiindcă a văzut că are credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare. Și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble. Bunul Dumnezeu, care este bogat în îndurare. În seara aceasta am auzit cuvântul Domnului despre inima de tată să se uite cu milă la cauzele care noi le vom aduce înaintea Domnului. Și așa cum El poate, pe neașteptate, cum poate, cum El hotărăște să lucreze Domnul și să îmbărbăteze fiecare suflet care în seara asta stăm înaintea Domnului și Dumnezeu să ne binecuvinteze, iubiții mei, pe toți. Amin. Amin. Frate Petru, cauze văd că nu sunt, înseamnă că oamenii sunt sănătoși. Voi citi eu cele din caiet, sora Lidia Tompa scrisă aici pe Zoom. Vă rog în numele Domnului Iisus să vă rugați și pentru familia noastră. Dumnezeu să lase vindecare și să dea rezolvare la cauza care o aducem înaintea Domnului Iisus. Vă mulțumim. Ne rugăm pentru toți cei bolnavi. Îi voi aminti pe cei care sunt aici. Trecuți pe lista ce avem. Spătar Cornelia și Dumitru. Vaida Viorica, fratele Gavrilă Vaida. Căluș Maria și tatăl sorii Căluș să fie sprijinite la vârsta bătrânețe de Domnul. Copilașul de aproape 5 ani și care nu vorbește, Domnul să-l vindece. Sora Maria de la Oradea, bunica lui Domnul să o vindece. Domnul să se îndure de soacra mea, vindecare, sora Mariana Iuga, vindecare, Gâlgă Violeta, vindecare, nora fratelui Cătană, vindecare, Răducan Violeta, vindecare, Gigi Nicuță, vindecare, cele două femei cu numele Saveta, vindecare, sufletească și trupească, Bogdan Daniela, o dorință înaintea Domnului, Domnul să o împlinească, ne rugăm pentru fetița sorei Mihaela Napintea, ne rugăm pentru Valentina Radu, Domnul să-i mânghe pentru situația cu fratele lor care este paralizat. Ne rugăm pentru vindecare pădurariu Viorica. Ne rugăm pentru sora Elvira. Ne rugăm pentru fratele Cornel Ciuda și sora Cornelița care sunt plecați în Franța. Domnul să-i călăuzească, să meargă, să se întoarcă cu bine. Ne rugăm pentru Țipru și Silvia. Domnul să fie cu ea și cu soțul fratele Iosif. Iar pe fratele Iosif Domnul să-l vindece. Și Domnul să-i dărească pe amândoi la vârsta bătrâneții. Și nu numai pe ei, pe toți cei aflați în astfel de situații, chiar dacă sunt mai tineri. Domnul să-i sprijinească, să fie că e și cu sora Maria Zmerica și situația care o are, Domnul să o rezolve. Ne rugăm pentru Gheteș Rahela, Domnul să-i asculte dorința cu privire la ea și cu privire la soțul ei, două dorințe. Rodica Ciui, vindecare, soțul sorii Rodica, vindecare, băiatul Daniel, vindecare. Sora Rodica dorește ca Domnul să-i aducă la mântuire membrii familiei. Miron Daniela, vindecare, pentru sora mea, vindecare. Dorina Blaș, vindecare, ne rugăm și pentru mama ei, Domnul să îndure de am. Ancuța Coțorii, Simona Coțorii, vindecare. Și Domnul să aducă la mântuire pe cei doi frații ei plecați de la fața Domnului. Iulica, Livia, Maria și Doru, Ioan Botcă, Ramona Verschi, Toader Varvare, Midică Opriș, vindecare. Pentru copiii familie Palagian, ne rugăm pentru familie cu probleme, pentru Pavel Ghiran, pentru Florina Timotei, sora Maria Grindei. Sora Maria Grindei dorește ca Domnul să-i dea biruință și să-i asculte dorința inimii cu privire la mama ei, să o aducă Domnul la mântuire, cei doi copii cu noroși și nepoți, Domnul să-i ține pe calea lui. De asemenea, sora Maria mai are dorințe cu privire la anumite persoane care le cunoaște, Domnul să împlinească dorința sorei Maria Grindei. Ne rugăm pentru familia Mărincean. Izabela de 44 de ani, nora fratelui sorei Lidia Pop de la Dej,
Am înțeles că au ieșit analizele bune. Ne rugăm în continuare pentru ea ca Domnul să se îndure. Tot sora Lidia Pop amintește pe Zoom. Vă rog să o amintiți și pe prietena mea Maria Doina cu cancer la măduva spinării. Domnul să se îndure. Sora Silvia Ilinca, vă rog să mă susține și pe mine în rugăciune pentru familia mea, vindecare de boli și eliberare de vicii. Domnul să se îndure. De asemenea, ne rugăm pentru nepotul fratelui Uiuiu. Ne rugăm pentru Livanu Cornel și el este bolnav și fata lui de 18 ani. Domnul să îi vindece. Ne rugăm pentru dorințe. Sora Ana Pop, sora Lidia, sora Pindican, sora Maria Hulpea, sora Adam Cornelia, sora Onul Lucreția, sora Dorina Blas, sora Olga Linul, sora Urica Pașca, sora Ana Dan, sora Olia Claudia, sora Șireteanu Adriana Sânducu și am și eu dorințe, Domnul să se îndure. Ne rugăm și pentru un frate din România care este dat în tribunal pentru că a deranjat un câine. Este dat fratele în tribunal. Domnul să se îndure. Ne rugăm pentru toți frații păstori care au slujit și slujesc în emisiunea Hrană Zilnică, frate Petru, numărul unui Talpoș cu Rafa Grigore. Oamenii aceștia au dus greul, nu trebuie să uităm de ei. 2 ani de zile, de luni până duminică, 7 zile în săptămână, au stat la dispoziția Domnului și la dispoziția noastră. Acești oameni au tot respectul din partea noastră, precum și ceilalți păstori care slujesc în continuare. Dar să nu uităm că atunci când pui temeliile, e mult mai greu. Trebuie să le recunoaștem. Așa că nu uităm de fratele păstor Talpoș, de fratele păstor Rafa. Domnul să fie cu ei, să-i întărească și să le dea biruință. Desigur, să nu uităm nici pe fratele păstor Vasile Bogdan, care s-a alăturat câteva luni mai târziu. Aceeași problemă, acești trei oameni merită să-i amintim mereu, dar și pe ceilalți păstori care au slujit, slujesc și vor sluji în emisiunea Hrană Zilnică. Ne rugăm pentru șoferi de cursă lungă. Tom Șanelu, Gerasim Cornel, Iuga Dragoș, Ghiță Blaj, Nelu Danciu, Cosmin Ciprian și Silviu. Cosmin și Ciprian nu sunt întorși la Domnul și mama dorește ca Domnul să îi aducă la calea mântuirii. Ne rugăm pentru aceasta. Dintre cei care sunt cu noi aici, Gabriela Botiz, vă rog să vă rugați pentru David, care are 8 ani, este cu handicap și nu poate umbla. Vă rog să ne rugăm pentru o tânără de la Cluj care va avea o operație mare la pancreas, Domnul să se îndure. Jepaizer, vă rog să vă rugați pentru familia mea, sănătatea și mântuirea pentru mine, vindecare de plină. Cris, rugați-vă și pentru mântuirea familiei mele. Maria Pușcaș, vă rog să vă rugați pentru mine, pentru vindecare. Frate păstor, ne rugăm pentru toți cei care slujesc în emisiunea Hrană Zilnică, prin cântare, prin poezie. Ne rugăm pentru întreaga asistență care este cu noi aici. Iar la final, dacă mai rămâne timp și pentru mine, este în ordine, dacă nu, prioritatea au cei cărora eu le slujesc. Domnul să vă dea har, frate Petru. Amin. Neprihănitule Tată, îți mulțumim pentru această seară binecuvântată care Tu ai rânduit-o în viața noastră. Doamne, am văzut și piedicile care au căutat să împiedice părtășia aceasta, însă îți mulțumim că Tu ești acela care totdeauna te lupți pentru noi și totdeauna ne porți în carul Tău de biruință, toată slava să te împodobească. Doamne Iisuse, venim mai întâi să-ți mulțumim că ai vindecat sufletul nostru de boala păcatului. Împreună cu mine, în seara aceasta, mulți frați, Doamne, și surori, înalță glasul de mulțumire către Tine și îți mulțumim că ai plătit vina noastră când nu era nimeni, în priveliștea ceea ce ne scrie robul Tău Ioan în Apocalipsa, când era cartea în mâna celui ce sta pe scaunul de domnie și se striga cine este vrednic, nu era nimeni. Nu era nimeni. A început să plângă robul Tău, însă îți mulțumim, Tată, că s-a găsit. S-a găsit cineva. Este mielul lui Dumnezeu, care a ridicat păcatul lumii. Doamne Iisuse, Tu ai venit și ai luat cartea din mâna celui ce sta pe scaunul de domnie. Tu ești acela care cu sângele Tău ai răscumpărat oameni din orice neam, din orice limbă și din orice seminție. Slăvit să fie numele Tău. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această minunată vindecare. Dar în seara aceasta noi îndrăznim la Tine, pentru că în timpul lucrării Tale pe pământ ai vindecat sufletele oamenilor
dar le-ai vindecat și trupul lor, Doamne. Au rămas mii de mărturii adevărate cum ai vindecat. Ai vindecat oameni cu mâinile uscate, ai vindecat oameni care n-aveau picioare, ologi din naștere, ai vindecat orbi, ai vindecat surzi. Odată ți-au adus un mut înaintea ta care vorbea cu anevoie și ai ridicat ochii spre cer și ai strigat, Efata, deschide-te! Și apoi ai deschis ochii orbilor, ai dat vedere orbilor și ai deschis gura muților. Toată slava să te împodobească! Doamne, îmbărbătați de cuvântul Tău, noi venim prin credință și ne dăm bine seama că nu după meritele noastre cerem lucrurile acestea. În momentul acesta, prin Duhul credinței, noi privim la Golgota, unde ai fost cuipat, unde ai fost batjocorit, unde ai fost străpuns în mâini și în picioare, acolo unde ai strigat mi-i sete, acolo ai purtat bolile fraților mei și bolile noastre cu care noi venim înaintea ta. De aceea te rog, Duhule Sfânt, atinge-te de aceste cauze care au fost citite de fratele Florin înaintea ta și atinge-te, atinge-te, Doamne, de copilașul acesta care de atâta timp s-a dus înaintea ta. Dezleagă-i limba cum ai dezlegat preotului Zaharia, Doamne, și ai făcut minuni mari în Israel și în poporul tău. Fă și în vremuri ca acestea să se știe că tu ești Dumnezeu, să se știe că tu trăiești și în tine este salvarea, vindecarea. Doamne, atinge-te de copilașul acesta. Doamne, lasă-te înduplecat cum te-ai lăsat odată de, și te-au rugat acei orbi care au zis dacă vrei poți să ne deschizi ochii, leproși au zis dacă vrei poți să ne curățești și tu ai zis cuvintele acestea, da vreau și ei curățit, Doamne. Vrem să-ți auzim glasul de Tată încă o dată, Doamne, că poruncești muților să vorbească, orbilor să capete vederea. Atinge-te, Doamne, de picioarele bolnave, atinge-te de frații și surorile care au cancer în momentul acesta și stau și așteaptă de la tine ajutor. Doamne, noi ne rugăm cu credință în numele Domnului Iisus Hristos, Tată, în care am căpătat dreptul acesta. Binecuvintează, Doamne, sufletele care mijlocesc pentru cei dragi ai lor, care sunt nemântuiți, care încă nu s-au întors la tine. Binecuvintează-i, Doamne, binecuvintează, te rog, pe cei ce mijlocesc înaintea ta pentru viața lor și îndură-te, Doamne, îndură-te că tu asculți glasul rugăciunii poporului tău. În marea ta bunătate te rog să binecuvintezi și frații, pe fratele Grigori Talpuș, Grigori Rafa și pe fratele Vasile Bogdan. Doamne, le dăm bine seama de lucrarea ta și de osteneala lor care au pus-o la această lucrare. Tu să le răsplătești, Doamne, în momentul acesta, fă-le o cercetare, poate au vreo greutate în sufletul lor, sau poate au vreo rană, atinge-te, Doamne, că Tu ești viu și dă-le biruință ca acești robi ai Tăi să sfârșească călătoria cu biruință în numele Tău. Sfinte Tată, binecuvântă toți frații slujitori care la rândul lor slujesc la această misiune, să-i îmbărbătezi, să le dai putere, să le dai un delemn din un delemnul sfânt al Tău, Doamne, ca lucrarea Ta să meargă înainte. Binecuvintează, te rog, familia lui fratele Florin în bunătatea Ta. Binecuvântă-o pe sora lui care are nevoie de vindecare în trup. Doamne, ce-i cu neputință la oameni, așa ai spus Tu odată, este cu putință la Dumnezeu, de aceea noi chemăm numele Tău peste ea în seara aceasta. Amin. Și în marea bunătate, fă-i bine, Doamne, Tu ești acela care ușurezi durerea, Tu ești acela care când cobori în cuptorul de foc, el n-are putere, pe cei trei tineri din Valea Dura, Doamne, nu le-a atins nici focul și nici perii din cap nu i-au atins. Și împăratul nebogatnițar era mirat și striga, n-am aruncat noi trei în cuptor, de unde este al patrulea? Al patrulea erai Tu, Fiul lui Dumnezeu, glorie Ție! Doamne, coboară în seara aceasta în cuptor și se va potoli puterea lui, Doamne. Tu ești acela care te înduri de noi și ne ascult rugăciunea. Binecuvintează
cauzele acestea. Eu sunt prea limitat, Doamne. Dacă aș avea puterea, le-aș aminti din nou pe nume, dar le încredințez în mâna Ta, Iisus. Tu ești acela care cunoști oștirea cerurilor și pe nume, pe toate le știi, Doamne. Tu ești acela care din Tine își trage numele orice familie în cer și pe pământ. Tu toate le știi. Binecuvântă această, Doamne, acest mănânc de suflete care noi mijlocim în fața Ta pentru ei. Părinte bun și îndurător, pentru cei care sunt la capăt de drum în seara aceasta, mă rog ca Tu să-i binecuvintezi, să nu-și piardă nădejdea, chiar dacă trec prin încercări, prin dureri, dă-le Tu din mâna Ta putere să treacă biruitorii. Sfinte Tată, și toate numele care au fost amintite în seara aceasta, să le privești cu îndurare, Dumnezeul nostru. Binecuvântă îndeosebit pe fratele Florin. Tu știi osteneala lui, Doamne. Tu știi de multe ori poate vine descurajarea, de multe ori poate vrăjmașul se ridică cu lovituri. Fii Tu scutul lui, apărarea lui și dă biruință ca lucrarea asta să propășească după voia Ta, cât Tu vei voi, Doamne, să aducă rod, să aducă hrană sufletelor însetate, care zi de zi sunt săturate cu această hrană zilnică. Mântuitorule iubit, iar cuvântul care a fost vestit în seara aceasta și a atins inima sufletelor, ajută-le să se întoarcă. Pune gândul acesta, Doamne, care l-a avut fiul acesta și s-a venit în fire să-și aducă aminte și să nu piardă niciunul șansa ca să rămâie despărțiți de Tine pentru totdeauna. Păzește-ne, Doamne, de cădere, păzește-ne de duhuri înșelătoare, păzește-ne de orice amăgire și lasă ca Duhul Tău cu lumina Lui să ne conducă pe această cale nouă și vie până vom termina lucrarea fiecăruia. Binecuvântă, Doamne, pe cei ce și-au deschis inima și susțin lucrarea aceasta, de acolo de unde au luat, să le dai, Doamne, de mii de ori mai mult, că ești bogat. Ai zis prin gura prorocului Agai și ai strigat și ai zis că al meu este aurul, zice Domnul. De aceea dă, Doamne, binecuvântare celor ce se ostenesc. Binecuvântă pe cei ce îmbracă orfanul, binecuvântă pe cei ce poartă de grijă de văduve, binecuvântă, Doamne, de toate cheltuielile, că Tu ești acela care ai zis că eu, la întoarcerea mea, voi plăti înapoi celor ce se cheltuiesc. Te rog să binecuvintezi, frață, care susțin lucrarea aceasta, să le dai binecuvântare de la Tine. Părinte bun, binecuvântă și frață care conduc mașinile, tirurile, care au, Doamne, călătorii grele, care îți câștigă existența lor prin lucrarea asta, binecuvintează-i, Doamne, să le dai putere, să-i păzești de nenorociri. Și așa cum ai trimis la Petru în închisoare îngerul Tău, lasă-i să fie îngerul Tău cu ei în drum, Doamne, la plecare și la întoarcere. Sfinte Tată, noi Te-am rugat ca oameni limitați de pe pământul acesta, dar avem încredere în Tine că Tu ești atotputernic. Tu ne-ai promis în Sfântul Cuvânt aici și ai spus că ne dai și voința și înfăptuirea și vei face mai mult decât noi credem și decât gândim noi. Îndură-Te și de sora Maria, Tu știi fica ei în ce situație se află. Doamne, întinde mâna Ta și zi un cuvânt și pentru ea. Fă o eliberare pentru toți acei ce sunt apăsați de diavolul, poate în conștiință sau în alte listări. Doamne Iisuse, vino în ajutorul lor. Scoate-ți un nume de slavă ca să se proslăvească numele Tău, așa cum ai făcut în Listra, Doamne, și s-a văzut lucrarea Ta, s-a văzut că acest olog a sărit în picioare la rostirea numelui Tău, Doamne Dumnezeule, lasă ungere peste lucrarea aceasta și în continuare. Dumnezeule mare, iar noi ne smerim în fața Ta, îți mulțumim că nu ne-ai lăsat flămânți, nu ne-ai lăsat goi, îți mulțumim că ne-ai dat sănătate, Doamne, fiecăruia, îți mulțumim că avem ochi și vedem minunile Tale, îți mulțumim că avem mâini și nu ne hrănește nimeni. Îndură-Te de cei ce sunt hrăniți cu lingurița, Dumnezeule, coboară cu lăstarea aceea și îndulcește amarul. Mă rog pentru acestea două surori care sunt bolnave și pentru frații lor, cei doi care au plecat de la Tine, întoarce-i, Doamne, fă ca cuvântul Tău care a întors
atâția fii rătăcitori și fiice să lucreze la inima lor. Doamne, mă rog și pentru toți părinții care în seara aceasta se roagă către Tine pentru cei care le-ai dăruit pe pământul ăsta. Știu că ei îi stropesc cu lacrimi, Doamne, să le ascult rugăciunea, să binecuvintez biserica Ta, Doamne, întreaga biserică din România, să lași duh de trezire peste toți frații, să ne întoarcem la dragostea aceea din tâi și să Te știm, Doamne, să ne știm în brațele Tale. Mă rog și pentru Ucraina, Tu vezi starea aceasta dureroasă, Te rog, întinde mâna Ta și ajută-ne. Doamne, noi ne încredem în Tine și știm că toate sunt în mâna Ta. Tu ești împăratul împăraților și Domn al domnilor și Tu vei face mai mult decât noi credem. Părinte bun, mai am o dorință în fața Ta împreună cu toți frații care stau cu mine în rugăciune. Îndură-Te și de poporul Tău, Israel. Noi ne aducem aminte din cuvântul Tău care a spus că nu noi ținem butucul și butucul ne ține pe noi. Ei au fost tăiați ca noi să fim oltoiți în butucul acesta sfânt. Tu știi situația zilelor acestea prin care trece Israelul. El e fiul Tău întâi, cel născut întâi. Binecuvintează-i, Doamne, luptă-Te Tu pentru ei. Doamne, și pentru noi este un mare semn lucrarea aceasta, că Tu ne vorbești. De aceea chemăm numele Tău, Elohim, El Shaddai, Adonai, vino peste poporul Tău pe care l-ai iubit și-l iubești și apără-i și luptă-Te Tu pentru ei, pentru că atâtea fiare caută să nimicească poporul Tău. Doamne, apără-l Tu, iar noi ne încredem în Tine. Tată Sfânt, îți mulțumim că ne-ai ascultat. Avem încrederea că rugăciunea noastră în seara aceasta este în potirul de aur, aleluia numelui Tău, și este dus în fața Ta, Cel ce stai pe scaunul de domnie. Lucrează după voia Ta, după planul Tău. Chiar dacă nu ne vindici pe unii, Doamne, noi tot Te iubim și rămânem credincioși, pentru că sufletul ne l-ai vindecat. De aceea rămâie numele Tău peste întreg grupul hrană zilnică. Mă rog încă o dată, întărește-l pe fratele Florin, dă-i putere, dă-i răbdare, dă-i un duh înțelept, Doamne, și chipzuință ca în toate să facă față lucrurilor. Iar numele Tău, Doamne, să fie binecuvântat a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh, de acum și până în veci. Amin. Amin. Mulțumim de timpul acordat slujirii aici, frate Petru. În primul rând, mulțumim Domnului că arunde viață sănătate să puteți să fiți aici cu noi și să aduceți acest mesaj și mai mult acum rugăciunea pentru situațiile care le-am amintit. Dumnezeu din cer să privească spre cei bolnavi cu cancer, să-i vindece și în primul rând doresc ca Domnul să privească spre cei care sunt pierduți de la fața Lui, să-i aducă la mântuire. Frate Petru, dacă ai o binecuvântare să rostești pentru noi, te ascultăm, după care vor fi câteva puncte și vom încheia transmisia live din seara aceasta. Frate Florin, l-am pregătit din timp, dar acum mi-a venit un cuvânt din partea Domnului și cred că este binevenit și va rămâne în inima noastră. Vom deschide la epistola apostol, adică epistola către evrei, aici la capitolul 10. Aici m-a îndemnat Domnul să citesc cuvintele acestea. Spune cuvântul Domnului, Evrei 10:35, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Căci aveți nevoie de răbdare, că după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Și îmi place așa de mult versetul 39. Facă Domnul ca noi să fim din aceștia. Noi însă nu suntem din acei care dau înapoi. Și din acei ca să se piardă. Și din acei care au credință pentru mântuirea sufletului. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze toți frații, toate surorile care se ostenesc în lucrarea sfântă, în această misiune hrană zilnică.
și pe fratele Florin Dumnezeu să-l întărească deosebit și a Domnului să fie slava, cinstea, acum și în vecii vecilor. Amin. Frate Petru, tare multe puncte nu vor fi în seara aceasta pentru că ne apropiem de miezul nopții, ora Austriei, și îmi schimbă tot programul. Spune-ne puțin așa ce este în Ucraina. Hai că vrem să auzim un pic. Nu știm nimic ce se întâmplă acolo, numai când ne mai spui dumneata. Frate Florin, în Ucraina continuă luptea. Sunt mari lupte acum în Avdiivka, în zona Donețcului. Acolo sunt niște localități. Unele teritorii, dimineață chiar am ascultat, sunt eliberate. În unele părți eliberează armata ucraineană, dar cu părere de rău, multe bombe cad în orașe peste locuitorii civili, peste oamenii păcii. Și o durere. Acum, împreună cu atenția războiului din Ucraina, s-a deschis, cred că dumneavoastră vedeți și auziți, Israelul, care trece prin această mare durere, prin această mare greutate. Am amintit dimineață niște, au fost descoperite sau găsite niște familii de evrei care părinți omorâți și copilași cu capurile tăiate. Acest popor care strigă Allah Akbar este direct în mâna stăpânitorului veacului acestui. Ei caută să distrugă Israelul, dar mi-a plăcut cum frate-o amintit, întreba cineva pe un frate pocăit, pe un predicator, care este dovada că Dumnezeu există? Și un răspuns înțelept a fost răspunsul fratelui păstor, a zis, multe dovezi sunt că Dumnezeu există, dar eu îți dau o dovadă. Dumnezeu există pentru că există poporul lui Israel. Și uitați-vă, poporul ăsta care a capătat în anul 1948 din nou drept la țară, în al țării Consiliul de Ministri, și au crescut și s-au adunat în momentul când au luat Israelul ființă, erau 1 milion de evrei în Israel. Acum sunt în jur de 8 milioane. Dar s-aud glasurile acestor grupirovși, teroriști, că Israelul trebuie și șters de fața pământului. M-am întors puțin spre Israel, s-a spus, iubiții mei, ăsta e un semn pentru noi creștinii, pentru noi credincioși dintre neamuri, că lucrurile se apropie încet, încet de lucrurile finale. Așa și privește în Ucraina, mă întorc din nou la noi, în țara noastră, lucrurile s-au agravat. Consiliul Parlamentul de Deputați, că acum ar propune cineva ca să se ia la război și oameni după 60 de ani. Bineînțeles că m-am interesat și acolo spune în propoziția aceea care a fost, adică oameni militari. Dar e vorba ca să iei și după 60. Ce și privește la noi credincioși, slujba alternativă care au făcut copiii noștri, adică copiii fraților, tinerii, nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat stateaua, dar să fac lucruri nedrepte. Acum, chiar la noi aici în zona noastră, spusă două posturi și pe cei care au odată, noi spunem povestă, adică o avertizare să fie chemați la punctul militar și nu s-au dus. A doua oară, dacă le-i dat această invitație și în omărs, îi iau din drum. Multe suflete au fost luate din drum. Avem în zona noastră aici un băiat în satul prin care a trecut frate Florin, când ați venit la noi, Tereblecea, vecin cu Vama. Satul ăsta, până a intrat în pădure, acolo se numește satul Tereblecea. Avem un tânăr din familie de pocăiți luat. Acum am primit vestea câtva de timp în urmă, că e rănit, are o schiză în picior și e foarte greu rănit. Și ne rugăm pentru el, părință o șerut. El, tânărul ăsta, o leacă a fost, cum și vă spun, așa vorbim și este.
toți copiii fraților pocăiți, care devin maturi în vârsta de 17-16 ani, care urmează la biserică și ei se hotărăsc pentru Domnul, când ajunge vârsta de 18 ani, ei, dacă au botezul, legământul în apă, noi le dăm păstorii din biserică de aici, le dăm așa o dovadă că ei, cu tare, născut pe data cu tare, e membru bisericii Golgota de pildă Stănești de Jos, are legământ prin apă cu Dumnezeu și convingerea lui este personală în credința penticostană. Dăm dovada asta la punctul militarilor și ei le aprobă la, după legea Constituției, care este la tinerii ăștia ca să aleagă unii vreau ei serviciu, dar în proprietatea de stat, nu la firme private. Și ei 2 ani și 4 luni lucrează, salariul eu ei, dar odată în 3 luni duc dovadă că ei se află în lucru la militar acolo, la voincomand. Și când termină, ia că noi avem un fiu acum, vitea noastră a terminat 2 săptămâni în urmă, slujba militară, asta alternativă. Aici la tânăr despre care vorbești, o refuzat asta, el măcar că e din familie de copii. Și el a zis, eu vreau să fac armată. Asta el a refuzat când era pace, nu era vorba de război. Și-a făcut armată specială. La dânși acolo, în voincomand, oamenii care au făcut la rachete, la aviații, la aviații, la tancuri, la diferite slujbe speciale, ei sunt însemnați. Și aici tu-i tânăr, i-a dat odată o poveste, el nu mers. A doilea oară l-a oprit prin oraș, l-a luat cu deasână. Și acum el s-a aflat în zona Luganscului și are undeva pe a 7-a lună de când el e la front acolo. Și cam undeva 3 săptămâni în urmă, dacă nu dau greș, a fost rănit în piciorul drept, foarte greu. Se află în spital, acolo în bolnița militară. Părință, na, cu durere, s-a dus și a cerut de la conducerea bolniței de acolo, de la gradați și a polcovnici, și idei drumul încoa în orașul Cernăuț, ca aici să-l lecuiască. Și nu le-au aprobat. Nu le-au aprobat. Și au rămas acolo, ei cu gândul că îl lecuiesc și el va fi din nou pus în rând și, da, cu privire la situația e grea, foarte grea, se îngreuiază, noi ne rugăm Domnului și ne încredem în Dumnezeu, restul frații duc ajutoare și în zona de pildă unde a fost inundată, unde a fost dărâmată, adică farmată damba și apa, au spalat peste 70 de ținuturi sate, orășele, acolo duc frați ajutor. Avem echipe de aici care au plecat și au făcut curățenii, au scos din casă mârlu, fel de fel de lucruri. Da, să ostenesc frață în lucrarea Domnului. Și asta e situația. Mai sunt multe lucruri, dar în modul ăsta nu se pot toate spune. Nu, vorbim pe Zoom pe urmă numai noi, sigur că da. Da. Știu că Iacob Daniel e membru cu noi în hrană zilnică, el face foarte des Ucraina cu ajutoare. Am avut, frate Florin, am avut cu el cam 2 săptămâni în urmă părtășii aici în zona noastră, au fost Iacob Daniel, au fost niște frați din Vicov, au fost fratele Sorin Iacoban și ne-am bucurat aici împreună. Și l-am salutat, i-am zis să vă dea salutări când vă întâlnește fratele și am avut părtășii. Da. Frate, da. Pentru Domnul să vă ocrotească acolo unde sunteți. Amin. Dacă în aer se simte mirosuri de apropiere de război de zona dumitale, ieși afară și vină unde știi că trebuie să vii. Spunea fratele Talpuș că capitanul rămâne ultimul pe vapor. Mi-au rămas cuvintele astea. Dacă Dumnezeu va hotărâ așa, nu mai avem control. Vom ne lăsăm călăuziți de El. Da. Așa este. Da. Tabita să fie pregătită cu Simonan? Ia că ea e lângă mine aici. Așa, sora Tania nu cânta de mult, e și bolnavă, dar așa bolnavă cum a intrat cu noi. Sora Tania, Maria va cânta seara aceasta și
Tabita, pe Sandu, eu nu mai văd, nu știu ce s-a întâmplat. După care încheiem transmisia live. Uite-l-ai. După Tabita va cânta și el și vom încheia transmisia live în această seară. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și el s-a plecat spre mine. Strigătele el mi-a ascultat, m-a scos din groapa pierii. Doamne Dumnezeul meu, ce multe-s minunile tale, aș vrea să le pot povesti, dar numărul lor e prea mare. El mi-a pus în gură o cântare nouă, să-i cânt mereu în tot locul. Mulți au văzut lucrul acesta și s-au crezut în Domnul. Doamne Dumnezeul meu, ce multe-s minunile tale, aș vrea să le pot povesti, dar numărul lor e prea mare. Doamne, te voi lăuda, căci multe-s minunile tale, cu toții pe el să-l slăvim și să-i înălțăm osanale. Amin. Amin, frumoasă cântare. Domnul să te binecuvânteze, soata Vita. Voi anunța modul de slujire, după care vom încheia. Va cânta soa Tania, sora Maria, fratele Uiuiu, după care Tabita va încheia aceasta cu o cântare. Glorie Domnului! Vino acasă, vino acasă, o fiu risipitor, vino și lasă, că totul trece, totul e trecător. De ce, de ce, de ce nu te întorci, întoarce-te, o fiu pierdut? De ce, de ce nu fii, de ce, de ce tot mai amâi? De ce, de ce tot mai amâi? Tatăl te cheamă la mântuire și tu tot rătăcești. Vin dar acasă din pribegie, o vino la Iisus. De ce, de ce, de ce nu te întorci, întoarce-te, o fiu pierdut? De ce, de ce nu vii? De ce, de ce tot mai amâi? De ce, de ce tot mai amâi? El te așteaptă în veșnicie, în patria de sus. De ce respingi tu a lui iubire și nu te hotărăști? De ce, de ce, de ce
nu te întoarce-ntoarce-te, o fiu pierdut. De ce nu vii? De ce tot mai amâi? De ce tot mai amâi? O te grăbește, o te grăbește, te cheamă tatăl tău, el te primește, el te iubește, deci el e Dumnezeu. De ce, de ce, de ce nu te întoarce-ntoarce-te, o fiu pierdut? De ce, de ce nu vii? De ce tot mai amâi? De ce tot mai amâi? Amin. Frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvânteze, sora Tania. Ne închinăm cu sora Maria, urmată de fratele Uiu, după care soata Vita va încheia seara aceasta cu o cântare. Biserică, te-ai ascultat ce spune astăzi Domnul. El are dorul său cel sfânt să-și mângâie poporul. Nu mai e mult, nu mai e mult, curând pe nori de slavă voi ridica, voi ridica mireasa mea cea dragă. Când știu că e povara grea, eu îți cunosc durerea. Când știu că nu mai poți răbda și slăbește puterea, mai răbde puțin de tot, mai e din neagra noapte, căci Domnul îți va da răspuns, văzând roadele coapte. Când știu că pentru mine porți poveri de amărăciune, când ești mereu tu peste mulți, credința-n rugăciune, mai rabde că nimic nu pierzi, trecând prin încercare, căci prin cuptorul cel de foc primi vei îndurare. În limbi cerești neîncetat pe Duhul Sfânt trimis ai, să fie îndrumător pe drum, să vindece credința. Puțină vreme a mai rămas, arhanghelul să sune, ca toți răscumpărații mei din lume să se adune. Nu mai e mult, nu mai e mult,
norii de slavă. Voi ridica, voi ridica mireasa mea cea dragă. Amin, frumoasă cântare, Domnul să vă binecuvânteze, sora Maria. Ascultăm pe fratele Uiuiu, după care sora Tabita. După sora Tabita vom încheia transmisia live din această seară. Mă bine, frate Alexandru. Acum te rog. Okay. Slăviți să fie Domnul! Mai sus, mai sus, m-aș ridica spre zările senine și tot mai tare aș striga chemându-te pe tine. Mai sus, o Doamne, peste nori, cântarea mea răsună și gândul meu de atâtea ori durerea vrea să-ți spună. Descătușat aș vrea să zbor în zori ca rândunica și despre tot ce-i trecător să nu mai știu nimica. Mai sus, o Doamne, peste nori, cântarea mea răsună și gândul meu de atâtea ori speranța mi-o alină. În fața ta aș vrea să stau cu fruntea ridicată și-n rugăciune te aș putea tu să mă ierți odată. Mai sus, o Doamne, peste nori, cântarea mea răsună și gândul meu de atâtea ori iubirea vrea să-ți spună. În fața mea aș vrea să stau cu fruntea ridicată, în cerul tău să mă primești, să-mi dai a ta iertare. Mai sus, o Doamne, peste nori, cântarea mea răsună și gândul meu de atâtea ori iubirea vrea să-ți spună. Atunci capul mi-o stenit, pe pieptul tău voi pune și tot ce-n cale-am întâlnit, pe rânțile voi spune. Mai sus, o Doamne, peste nori, cântarea mea răsună și gândul meu de atâtea ori
speranța-mi o alină. Mai Iisus, o Doamne, peste noi, cântarea mea răsună și gândul meu de atâtea ori, speranța-mi o alină. Amin. Amin, Domnul să vă binecuvânteze, frate Alexandru, frumoasă cântare. Ascultăm pe soata Bita, după care încheiem transmisia live, dar mai rămânem pe Zoom cu fratele pastor Răducan. Așa că vă așteptăm să veniți cu noi să auziți ultimele informații pe care le putem discuta mai deschis. Într-o lume frământată de necazuri și dureri, doar Iisus e speranța vieții noastre. Când în fiecare zi parcă e mai greu ca e, noi privim cu dor spre zorile albastre. Iisus, Iisus, ești speranța noastră într-o lume clătinată de atâtea suferinți. Iisus, Iisus, ești storia noastră, doar cu tine vom rămâne neclintiți. Într-o vreme când păcatul e la culme pe pământ, tu ne ajută să rămânem în credință. Ne încredem în puterea ce ne-o dai prin Duhul Sfânt, căci cu tine vom avea doar biruință. Iisus, Iisus, e speranța noastră într-o lume clătinată de atâtea suferinți. Iisus, Iisus, ești storia noastră, doar cu tine vom rămâne neclintiți. Doar în tine noi găsim sfânt izvor de bucurii, mângâiere și speranță întotdeauna. Te așteptăm în rugăciune să ne duci în veșnicii, unde vom primi din mâna ta cununa. Iisus, Iisus, ești speranța noastră într-o lume clătinată de atâtea suferinți. Iisus, Iisus, ești storia noastră, doar cu tine vom rămâne neclintiți. Amin. Frumoasă cântare, Domnul să te binecuvânteze, soarta Vita. Dragilor, încheiem seara aceasta aici. Mulțumim Domnului de harul lui, de îndurarea lui. Vă mulțumesc tuturor care ați slujit, soareta Vita, soarea Nadam, fratele Uliu, sora Lidia Tompa, sore Maria Vindei, sore Valeria și, desigur, fratelui Sanducu. Vă mulțumesc și celor care sunteți prezenți cu noi, fie pe Zoom, fie pe YouTube. Dumnezeu din cer să vă binecuvânteze. Eu mă culc și adorm în pace. Căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină locuința mea, spune Psalmul 48. De aceea, Domnul să pună noi pace, bucurie și dor de veșnicie. Scumpilor, Dumnezeu să ne ajute să ducem mântuirea noastră până la capăt. Așa de frumos e relatat în Scriptură. Uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința.
Deci nu la început, nici la mijloc, nici chiar spre final, la sfârșit. Cu alte cuvinte, când Domnul a plecat de pe pământ, ce a lăsat în urma lui. Aceea ne învață Scriptura să ne uităm la astfel de pionieri ai credinței. Facă Dumnezeu ca toți care suntem în hrană zilnică și întreg auditoriu să fim dintre aceia care la rândul cetei noastre, când va fi să fie Sfințitul Soarelui, să se poată spune despre noi, da, a fost o soră, un bărbat, o fată, un băiat care a slujit pe Domnul. Fiți binecuvântați de Dumnezeu. Săptămâna viitoare avem oameni interesanți, sper să ajungă lunii fratele pastor Ali Nemeș, să nu intervine ceva, ne rugăm ca Domnul să dea ușă de cuvânt, ori de câte ori vreun frate pastor vine să ne aducă vreun mesaj. Vă binecuvântez pe toți, vă doresc o noapte binecuvântată sub protecția Domnului, un weekend binecuvântat și Domnul să fie